Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine v-am găsit la Ție, îți mai pasă. Mă numesc Alina Ilioi Mureșan, iar alături de colegul meu, Cornel Dervășan, vom fi alături de voi în această seară. Rămâneți alături de noi, deoarece avem pregătite pentru voi multe surprize. Prima surpriză este că microfonul meu încă n-a fost pornit din cauza mea, așa că o să vorbesc mai tare să audă Alina, dar în seara asta ne vom să se audă de la Alina, dar în seara asta ne vom bucura foarte mult pentru că avem și de mâncare, avem surprize pentru dumneavoastră, avem subiecte foarte serioase, avem interviuri cu bolnavi de coronavirus. Și în ultimul rând vom vorbi despre umorul la români, haz de necaz. Hai să aflăm despre ce este vorba. Dragilor, ne-am reîntors în platou aici la Ție, îți mai pasă, o ediție specială și iată, după cum spuneam, avem surprize nenumărate și mi-este foarte, foarte greu să mă concentrez, să fiu sinceră. Dacă colegii noștri de regie vor da și un cadru general, o să vedeți de ce ne este foarte greu să ne concentrăm. Seara asta avem o sărbătoare, aici. Împreună cu noi se află domnul Mihai Marcu, care este antreprenor. Bună seara, domnule Marcu. Bună seara. Ne bucurăm că ați venit în plină criză. Iată că v-ați făcut timp și ați venit curajos în studioul nostru. Ne bucurăm foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și sper ca tot ce aveți aici prezentat să vă placă și să putem avea o colaborare. Noi ne bucurăm că ați venit în această seară aici și mai ales că nu ați venit cu mâna goală. Nu știu cum o să ne descurcăm, Cornel, să ducem până la capăt cu așa ceva în față. Alina, îți propun eu un târg în seara asta. Pentru că domnul Marcu a venit cu atâta amabilitate să ne ofere aici, să ne arate și să arate și dragilor noștri privitori aceste minunății, îți propun așa să facem, pentru că știu că în serile trecute mi-ai zis că ți-e foame și când o să ajungi acasă va trebui să mănânci. Da. Îți propun ca să avem curajul și să ne înfructăm din aceste minunății. Uite, să spun ceva. Toate minunățile pe care le avem în față sunt ovo-lacto-vegetariene. Eu de vreo 2 luni și ceva nu prea mai mănânc produse de origine animală, respectiv nici ouă, nici lapte, dar în seara asta fac o excepție, că nu pot să mă abțin, văd acolo un dovlecel pane făcut atât de bine și trebuie să văd despre ce este vorba. Însă până vorbesc eu cu domnul Marcu, tu ar trebui să iei prima inițiativa și să vezi despre ce este vorba acolo în fața ta, pentru că am impresia că a știut că stai tu acolo, că ți-a pus două platouri, la început. Probabil a văzut acum 2 ediții când spuneam, te rog, nu mai vorbi de mâncare, că mi-e foame. Alina, te rog, poftă bună, doamnelor și domnilor, nu vă supărați că în seara asta o să gustăm ceva ca să știți cât de bun este meniul pe care l-avem aici. O să vedem cum se numește restaurantul care, începând de astăzi, se află în contract cu A7 TV și facem un catering pentru colegii noștri în fiecare zi. Dar până la urmă, să vedem cine este domnul Marcu, care este specializarea dumneavoastră din punct de vedere antreprenorial. Bună seara încă o dată! Eu de foarte mult timp gătesc. În ce sens gătesc? Nici tata, nici mama nu are nicio treabă cu această pasiune. Am prins pasiunea de a găti din copilărie. Chiar din copilărie? Exact. Mai țineți minte ce găteați prima dată, în afară de cartofi prăjiți și ochiuri, că toți? Da, în perioada aia, timpurile comuniste, cam așa ceva aveam de gătit, să vă spun sincer. Dar am avut ambiția cât să pot să învăț și am învățat, bineînțeles, de la specialiști, bucătari de renume, care m-au învățat ceea ce trebuie în bucătărie. Aveți experiență în bucătărie? Am lucrat undeva la 5-6 ani în România. După am avut norocul să plec în Franța, unde am avut o experiență foarte frumoasă acolo. După am plecat vreme de 8 luni în Anglia. Acolo am avut de învățat iar foarte multe.
Și ultimul meu job a fost undeva pe un vas de croazieră, unde, bineînțeles, am plecat de jos și am ajuns într-o poziție mult mai sus, datorită mentorilor mei care mi-au spus absolut tot ceea ce trebuie să fac în bucătărie. Acum, eu sunt foarte pasionat de bucătărie, să știți, am o mare bucurie atunci când copiii și soția mănâncă din ceea ce am gătit eu. Deci una dintre cele mai mari satisfacții ale vieții. După ce pregătesc cu mâinile mele și pun acolo și mirodenii și cu tare și cu tare și cu tare și când văd că li se ridică capul și zic, dar e bun, vai, așa ceva, nu pot să vă spun ce bucurie am. Care credeți că este cel mai mare secret al bucătăriei? Da. După cum poate știți sau poate nu știți, dacă nu gătești cu dragoste, nu o să iasă nimic. Cam asta da. E. Deci, absolut tot ce pregătești, trebuie să gătești, cum se spune, with love. Da? Să puneți suflet. Exact. În tot ceea ce faci. Pentru că, automat, cine servește din acele preparate, o să-ți mulțumească. Bineînțeles că nu o să-ți mulțumească automat. Deci, o să ai o satisfacție când cineva te sună sau te când vedeți că tot stradă, revine clientul, așa să, este, exact. Și vă alege din nou și din nou și din nou. Atunci spune, da, foarte bun, mi-a plăcut, mai vreau ce ați făcut în ziua respectivă. Atunci ai o satisfacție pe care pe mine, unul, mă împlinește. Mm-hmm. Nu sunt omul care, bineînțeles, sunt foarte grijuliu cu absolut totul. Dacă nu-mi place cum a ieșit ceva, automat nu o să servească și nu o să las să livreze așa ceva. Iată să știți că, uite, a scris o telespectatoare că vrea și rețete. Și atunci am să vă întreb așa, ați spus că ați fost prin Franța, da? Am reținut bine mie. Da. Și atunci aveți aici ceva inspirat din Franța, de unde ați fost, din tot ce vedem pe aceste platouri? Nu, aici avem numai bucătăria românească, da? În general servim bucătăria românească, franțuzește, să vă spun sincer, acolo se mănâncă mai mult crudități, absolut și salate și ce se prepară. Sunt unele preparate care chiar îmi plac foarte mult să le prepar, dar condimentele de care am nevoie nu prea se găsesc în România. Chiar așa? Da. De exemplu, am lucrat pe Costa de Azur. În Nice, în Toulon. Ce condimente speciale? Am văzut și eu odată niște ierburi de Provence. Într-adevăr, am făcut un pește cu ierburi de Provence. E deosebit. Ceva diferit. Da, e ceva diferit. Da, ierburile de Provence, da, este adevărat, le avem, dar nu au același gust ca acolo. Le avem pe piață. Deci, nu pot să spun calitatea produselor, toate produselor, dar, în general, ce găsim acolo și, în special, în alte țări, avem o altă calitate decât ce avem în România. Aici, în România, cam ce mănâncă românii când vedeți la voi la restaurante? Când vine de toate, nu? Românul mănâncă... Da, românul, în general, mănâncă să fie mult și bun. Uh-huh. Tașe din gură și își vede de treabă, când e mult și bun. Exact. După cum știți, mari șefi care avem în România, pe fine dining, nu prea mai avem clientelă. Deci, în general, fast food-ul și ce mănâncă românul, ceafa și cartofii prăjiți, da? Micii mai ales, așa ceva ne acomodăm cerințelor, să vă spun. Deci nu prea mai mănâncă românii mâncare grea și proastă, e foarte bine, așa că noi mâncăm în seara asta o mâncare foarte bună, dar să vă spunem o surpriză, doamnelor și domnilor, înainte să intrăm aici, am făcut un mic filmuleț cu două platouri pe care le-am dus la regie. O să rog pe colegii mei să ne pună un filmuleț făcut de un cameraman diletant, adică de mine.
așa, ca să vedem stresul de dinaintea începerii emisiunii în direct. Ia să vedem despre ce este vorba. Doamnelor și domnilor, se pregătește emisiunea în aceste momente. Bună, Alina! Bună! Uitați-vă aici ce minunății, ce bucurii! Luăm un platou, care credeți că trebuie să-l luăm, să-l ducem colegilor de la tehnic? Noi prea să ne... Ia vezi ce ne rămâne nouă. Așa, da, ia să vedem. Aici avem... Așa, e singurul platou cu carne de pui. Da. În rest, toate celelalte sunt vegetariene. Hai să-l ducem pe ăsta cu carne la copiii de la tehnic. Și încă unul din ăsta. Da. Așa, deci două platouri. Hai să vedem ce fețe fac colegii noștri. Așa. Alina, da. Ia uitați-vă. Așa. Băieții de pescară, foarte bine, mulțumim. Ia să vedem. Intrăm în Daniela, Mihai, a întoarceți privirea. Să vezi ce, așa. Edi, minunat. Poftiți aici. Așa, cu plăcere. Aici, pe celălaltă puneți aici. Perfect, ia să vedem dacă știți să gustați din ele, ca să vă filmăm, Edi. Vrei ceva? Ia să vedem. Începe live-ul? Perfect, minunat. Alina? Da. Ia să te vedem, cu ce te servești de acolo? Cu ochii tăiuță. Ok. Prăjitură acum. Minunat, ne bucurăm că am reușit să dăm și colegilor noștri de la tehnic. Vreau să vă întreb ce conține acest platou minunat. Haideți să vedem aici, poate că colegii noștri o să facă un cadru mai apropiat și dumneavoastră ne spuneți de la dreapta la stânga. Aici niște ouă umplute. Da, avem ouăle umplute, avem bruschete. Da. Bruschete cu busuioc sau ce este? Da. Pătrun gel? Da. Așa. Avem un humus. Cu humus și pâine, asta e pâine de humus, se încinge exact pe aici, așa, nu? Exact, da. Humusul, bineînțeles, se poate servi și cu pâine. Pâinea, crutonul, care îl facem în casă. Uh-huh. După avem dovlecel pane, salata de vinete. Wow! Și avem... o salată de fasole sau fasolea bătută, care o știm noi de... Cu ceapa aia roșie. Exact, aici care o făcea mamaia în fiecare zi, poate atunci. Mai avem o cremă de brânză. Așa, pe... în partea cealaltă. Puteți să ridicați puțin platou, să le arătați la cameră, așa puțin într-o rână. Da. Buletele de cașcaval. Crochete de cașcaval, avem ciupercuțe umplute și gratinate, bineînțeles bocconcini și orez, da? Vede acolo, da? Orezul care este, bineînțeles, tot vegetarian și este un produs care trebuie să fie un pic mai delicat cu el. Uh-huh. Și acum trecem la celălalt platou, sau? Da. Aici avem un... Aici e ce am luat eu ceva. Da, aici un cașcaval pane a servit dumneavoastră. Da. Mă. Foarte bun. Aici, la fel, avem ciupercuțele, brânză, un amestec de brânză. Știți ce e fascinant, doamnelor și domnilor, la tot platoul ăsta? Că n-ai nevoie de furculiță. Deci noi ne-am spălat pe mâini, ne-am dezinfectat înainte de emisiune. Ne-am dezinfectat așa reciproc, adică fiecare și-a pus mâinile la un dezinfectat aici pe care l-avem la intrare. Suntem protejați, observați, stăm mai mult de un metru unul față de altul, deci suntem în legalitate, da? Dar cel mai interesant e că n-ai nevoie de furculiță, deci poți să mănânci cu mâna, ca pe vremurile ancestrale, extraordinar. Și ceea ce mă fascinează, că o să te întreb lucrul ăsta, este că acest dovlecel nu este unsuros. Adică ce secret este? Că în general dovlecei pane iau mult ulei. Ăsta n-are ulei. Deci e zici că e din revistă de modă. Exact. Ai fost la fashion ceva? Nu, dar este un dovlecel care îl facem după rețeta noastră.
Mamă, se sunt așa. Stai să vă citesc ceva. Bună seara, plecați cu așa ceva, eu numai salatele le doresc și poftă să aveți, nu mai pune să ridice că ne ispitește rău. Mm. Florentina, colega noastră de la emisiunea de aseară, mă mustră în direct și spune: Cornel, îmi pare rău că nu m-ai invitat și la emisiune în seara asta. Trebuia să mă invit și azi. Florentina, nu mi-am dat seama de anvergura acestei emisiuni. Doamne, cât de bun este. E ceva extraordinar. Așa. Aveți ceva desert acolo, am văzut că ați pregătit. Și știți care e treaba? Deserturile. Mie nu-mi plac deserturile. Mm. Că îmi plac, că sunt cu zahăr, cu prea multe, nu știu. Dar aici e totul pregătit atât de finuț și atât de... Dom'le, se vede școala în chestia asta. Se vede talentul. Și bineînțeles și pasiunea, da? Dar se vede cine știe, nu bagă... Se vede și se gustă. Și se gustă. Deci are un gust are, extraordinar de bun, da. Da. E pufos, eu am gustat checul, da? Așa este. E pufos și foarte, foarte bun. Da, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Bineînțeles, întotdeauna mâncăm înainte cu privirea, deci și după o să vină gustul. Absolut... În general, la fine dining, te uiți întâi ceai în farfurie, după gust. Și atunci ești satisfăcut pe deplin. Prăjiturile le facem în casă, absolut tot. Astăzi v-am prezentat un chec făcut în casă, care este, de asemenea, făcut vegetarian. Deci n-am folosit ou sau altceva. Extraordinar. Da. Nu mi-aș fi dat seama. Doamnelor și domnule, este timpul să vă spun cum se numește... acest minunat restaurant, Art Food Catering, Art Food. Într-adevăr este o artă ceea ce se întâmplă aici, credeți-mă, deci nu avem nimic de obiectat. Deci nu e nici sărat, nici nesărat, nu e nici uns, nici neuns, nu este, totul este perfect în seara asta aici, eu n-am mai mâncat așa ceva. Copiii mei râd de mine, că atunci când zic că, băi, așa ceva n-am mâncat în viața mea. Mie îmi place foarte mult să și mănânc, după cum bine vedeți că stă cămașa asta pe mine destul de greu. Dar... chiar așa ceva n-am mâncat în viața mea, deci n-am mâncat. E ceva cu totul și cu totul deosebit. Domnule Marcu, ce s-a întâmplat de când s-a dat starea de urgență și toată situația asta? Da, acum trecem printr-o situație mult prea delicată, să spunem. Nu este vina noastră sau dăm vina pe cineva. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în toată lumea. Eu am pierdut absolut aproape toți clienții. Lucrând cu corporațiile, acum, bineînțeles, fiecare stau acasă și muncesc de acasă. Ceea ce pe mine m-a afectat foarte mult. Bineînțeles că am în spatele meu și câțiva angajați care... în momentul de față nu știu ce voi face cu acei angajați. Este greu și pentru mine, îi înțeleg și pe ei. Încercăm să mulțumim pe toată lumea și încercăm să ieșim din situația aceasta și cred că vom reuși să trecem peste această situație dacă absolut toată lumea o să respecte regulile, o să stăm în casă, o să ne dezinfectăm, o să lucrăm igienic și sper ca cât de curând să ne revenim și absolut economia în general a României. Da, iată o veste bună, doamne și domnule, dacă doriți să faceți parte din chat-a celor care gustă aceste produse minunate, este simplu, căutați Art Food Catering. Aveți toate detaliile, aveți o adresă de mail, aveți un telefon, aveți un punct, o adresă de unde puteți să-l luați dumneavoastră sau aveți pe cineva care să trimită în anumite locuri, dacă cineva vrea să comande, spre exemplu, ceva de la dumneavoastră? Bineînțeles, locația este situată în sectorul 2. Deci, ce... Strada Popa Lazar, numărul 6? Da. Da? Dar se livrează în tot Bucureștiul, nu? Da, dar în tot București, bineînțeles că se livrează. Bineînțeles, acum trebuie să înțeleagă absolut oricine, pentru că din sectorul 2 până în sectorul 6 avem ceva de mers.
Da. Acum este liber Bucureștiul, este ok, dar când o să pornim de nou economia, o să fie mult mai greu. Noi am livrat, am avut livrări sectorul 1, 2, 3, 4, 5. În sectorul 6 era un pic cam departe, sectorul 6 de noi. Dar acum nicio problemă, trebuie să facem livrările ca să pot să-mi păstreze angajații, să aibă un serviciu și să dăm drumul la economie. Adică nu putem să ne oprim, nu mai merge și stăm cu mâinile în sân. Trebuie să facem în așa fel încât să-i dăm drumul la treabă. Știu că este foarte greu, că este foarte greu pentru mulți dintre noi. Poate ne-am și speriat sau poate o să avem câteva luni foarte grele. Nu știu ce se va întâmpla. Important este să fim pozitivi și absolut să urmăm, bineînțeles, ce spun autoritățile, guvernanții noștri și absolut cine ne conduce. Da, iată un loc ca acesta, domnilor și domnilor, din România s-a închis. S-a închis pentru publicul larg ca să meargă și să mănânce liniștit la o masă. Dar, ca să meargă mai departe, are nevoie de susținere. Un meniu, la ce preț aveți, domnul Marco? Da, meniul zilei este la 22 de lei. Bineînțeles, o ciorbiță, o supică, o supă cremă, un fel doi și un desert. Absolut toate deserturile se fac la noi în locație. Am o echipă foarte bună deocamdată în care muncim cu la cot, adică și eu muncesc, nu o să stau... Dar vă implicați în mod direct? Nu, eu chiar mă implic... Eu sunt primul în bucătărie, să vă spun sincer, și eu sunt ultimul care ies din bucătărie. Ceea ce face de altfel un antreprenor adevărat. Exact, exact. Trebuie să fim uniți și să mergem mai departe. Chiar dacă situația în ziua de astăzi este un pic cam neagră. Dar trebuie să o ducem mai departe. Pentru că, după cum vedeți, s-au închis foarte multe restaurante și foarte multe cu renume. Ceea ce afectează, bineînțeles, companiile, bineînțeles, angajații și, bineînțeles, pe noi. Pentru că acum, stând mereu în casă și uitându-te numai pe geam, bineînțeles că nu este o priveliște foarte... diferită. Acuratoare. Vezi în fiecare zi cam același lucru. Exact. Da. Bun. Mulțumim. Noi vă mulțumim pentru ce ați adus. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste posibilități. Domnilor și domnilor, așa cum vă spuneam, Art Food, iată, Art Food Catering, un număr de telefon 0729-419-319, comenzi@art-food.ro, strada Popalazăr numărul 6, pot să fie și în bucătăria dumneavoastră în câteva minute. Deserturi, tot felul de bunătățuri pe care le avem aici, minunat. Vă mulțumim foarte mult. Vă dorim succes în tot ceea ce faceți de aici înainte. Vă mulțumesc și sper să ne revedem curând. Noi vă așteptăm cu mare drag oricând. Bineînțeles, tot în această postură. Și sper din tot sufletul ca să venim, adică să vin la această emisiune și să vorbim despre cu totul altceva. Nu despre necazurile noastre. Mulțumim foarte mult. Împreună cu noi, în vremurile acestea de criză, se află o tânără antreprenoare și în același timp solistă, muzicală. Mi-a tras atenția, în primul rând, o voce extraordinară pe care o are. Xenia, bună seara, bine ai venit împreună cu noi. Bună seara, ne auzi? Bună seara, ne auzi? Încă nu este stabilit foarte bine sunetul. Sperăm să vină în curând un sunet bun.
mai încercăm o dată. Alina, spuneam că am căutat pe Facebook într-o zi și am văzut o tânără solistă care cânta și la pian. Uh-huh. Știi, e foarte ușor să ai voce. Unul dintre noi ne-am născut cu voce. Dar să cânți și la pian și să te și acompaniezi, lucrul ăsta nu este foarte simplu. Trebuie să muncești foarte mult. Tu de altfel știi, pentru că și tu cânti și pian și voce, te-am auzit mai eu devreme. Eu am voce, dar la pian clămpăn, deci nu cânt. Deci eu la pian nu prea, deci nu pot să spun că o să cânt la pian, da? În timp ce se reglează transmisia cu Xenia, spuneam că am văzut-o și am zis, domnule, nu se poate așa ceva. Vreau să o invit la emisiunea mea. Uh-huh. Dar pentru că este de la Cluj, n-am știut de unde este. E din Cluj? Mă gândeam că e din București. Nu, este uh-huh. din Cluj. Încercăm să facem o conexiune prin Skype în seara asta, să o cunoaștem, să o vedem și să ne spună mai multe lucruri despre ce se întâmplă în vremurile acestea de criză, pentru că am impresia că e o școală de muzică și să vedem cum reușește acum prin alte metode. Noi asta încercăm să vă oferim, doamnelor și domnilor, ne pasă de fiecare dintre dumneavoastră și încercăm să vă oferim o oportunitate de a rezista în aceste vremuri. Știi să cânți? Nu știu să cânt, sau poate că știu să cânt, dar nu aș vrea să risc, nu știu ce să spun. Există două posibilități, ori să cânt foarte, foarte bine și să crească poate audiența, sau să cânt foarte, foarte prost și să crească audiența. Dar în orice caz aș prefera poate mai bine să cânti tu melodia aceea, Stați acasă, sau cum era? Da, să le spunem, dragi noștri privitori, hai să le spunem, dacă tot ai de conspirat. Păi, mi-a plăcut. Mâine m-a invitat la emisiune cu cântec soția mea. Aha. Și o să înregistrăm mâine, dar o să dăm mai încolo. Și astăzi am compus o piesă pe care o să o avem în emisiunea pe care o va realiza Ramona. Avem niște dificultăți cu privire la transmisia în direct cu Xenia. O să revenim la ea, să vedem despre ce este vorba. Ea nu ne aude, nu știu de ce nu ne aude. Așadar, o să trecem mai departe. S-a supărat pe noi, Cornel, a văzut atâta mâncare și s-a supărat pe noi, da? Da. Tu ai un invitat. Da, eu l-am pe Robert Cizmaș, care este un tânăr extraordinar și el antreprenor de altfel. El are și o pagină pe Facebook, Lecții de succes, îi spune, așa l-am cunoscut eu. Să știi că eu uneori mă mai uit așa să văd oameni interesanți pe care să-i invităm. Și Robert este cel care încurajează mereu și când i-am zis dacă ar vrea să vină în seara aceasta tot prin Skype, aici la Ție îți mai pasă, a spus, da, dar eu vreau să vorbesc despre cum să profităm de aceste vremuri. Adică cum să profităm de criză. Azi am făcut niște cumpărături într-un magazin și m-am gândit să fac un fake news. Și anume să spun că acea firmă, nu o să o denumesc, profită de criză și scade prețurile la alimente. Și al doilea fake news este că profită de criză și crește salariile casierilor. Deci e un fake news, nu se întâmplă așa ceva. Dar să vedem ce ne spune Robert în curând. Da, dacă reușesc colegii noștri să-l conecteze pe Robert, noi putem să-l salutăm cu mare, mare drag. Ce o să mai avem în seara asta? Să spunem puțin din desfășurătorul emisiunii noastre, da, până când lucrurile ca vor să vezi. Intra în normal. Ieri m-a contactat un telespectator și i-a zis că i-ar plăcea foarte, foarte mult să discutăm în cadrul emisiunii și despre cum să ne protejăm. Cum poate telespectatorul, cum poate cetățeanul din viața de zi cu zi să se protejeze. Și am zis că o să mă gândesc la această variantă, dar până să apuc eu să mă gândesc foarte, foarte mult, doamna Simona Ciuca, care se ocupă cu așa ceva, mi-a propus să vorbim despre protecția consumatorului. Super, vom avea în curând protecția consumatorului, vom avea în seara asta bolnav de coronavirus, vom avea în seara asta o asistentă medicală din Spania care ne spune cum stau lucrurile în Spania și vom avea și un umor la sfârșitul emisiunii, dar ni s-a restabilit legătura cu Xenia. Xenia Costinar, bună seara, bine ai venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit.
Nu se aude în platou, poate că noi o auzim, dar nu se aude în platoul nostru din regie. Ne auzi foarte bine? Da, vă aud. Acum perfect, te auzim și noi. Nu știu dacă ai auzit ce am spus despre tine. Am văzut pe Facebook una dintre intervențiile tale când cântai la pian și am zis, Doamne, fata asta și cântă la pian și are voce. Sunt foarte rare personalitățile din România care pot să cânte și pot să o facă și cu vocea și cu pianul. Când ai învățat să cânti și la pian și la voce? Evident, o veste foarte lungă. Am început să învăț pianul de la vârsta de 9 ani. Am făcut liceu de artă. Performanța la pian a fost atât felul de cursuri, concerte, iar apoi am zis, hei, vreau să fac și chestia asta cu vocea, vreau să mă ocup să cânt și cu vocea, să învăț. Bine, au fost niște pași destuite, complicați, până am învățat, apoi am pus să dau la Academia de Muzică. Am intrat și am făcut conservatorul pe canto, am reușit să fac mai multe colaborări. Iartă-mă că te întreb. Ai făcut conservatorul la canto, înseamnă că știi să cânti și din alea operistice? Din astea așa? Da, colaborez și cu opera română. Wow! Wow! Și asta e puțin în România. Sunt puține voci care pot să cânte și muzică ușoară și muzică de operă și operetă. Când te-am auzit prima dată, am rămas foarte surprins, ai o voce absolut superbă. Am văzut că ai și copii pe care îi meditezi la voce și vrei să faci să performeze vocea lor. Și întrebarea noastră centrală din seara aceasta este următoarea. Cum reușești să te menții în această vreme de criză? Ai reușit să faci ceva pe online, am văzut niște idei, răspund oamenii, răspund copiii, răspund tinerii la așa ceva în zilele noastre? Bun, să vă explic exact cum funcționează. Eu acum de profesie sunt consultant vocal, cu asta am făcut. Asta este principalul meu business. Ajut oamenii care vor să înceapă o carieră în muzică sau deja cântăreții să se evolueze și să se modeleze în continuare, să evolueze ca artiști, ca oameni. Am un program. Programul acesta este internațional și deja era online. Deci făceam chestia asta online, fără deja chestia asta de 3 ani de zile. Și pot să zic că la mine nu s-au schimbat mare lucruri. Eu tot online fac, pregătesc oamenii și atât faza cu evenimentele pe care le aveam mi s-au anulat, dar cam atât. Deci nu te-a afectat foarte tare ce s-a întâmplat în zilele acestea? M-a afectat mai mult emoțional. Am înțeles, dar uite, tu ai fost deja cu un pas înaintea multora și ai pregătit toată această strategie pe online. Mi se pare brilliant chestia asta. Extraordinară. Da, vreau să inovez. Am început în afară. M-am concentrat în afară să fac chestia asta, să mă fac treabă mai complex și am zis că nu trec și în România și să ajut foarte mulți muzicieni și oameni care vor să facă carieră sau deja să trec. Sigur, aveam și live Facebook, dar acest program este conceput să fie online. Ai fost inspirată să compui ceva melodie în această perioadă, Xenia? Da, deja nu te mai auzim foarte bine, conexia e destul de slabă, nu știu exact. Se mai întâmplă cu tehnica asta să nu fie foarte bine. Tu ne auzi bine pe noi? Da, eu vă aud foarte Gata. Bine. Te auzim și noi acum. Dacă vrei să mai zici odată ce ai spus Salinei, că n-am... Dacă ai compus ceva, te-a întrebat. Ziceam că nu am avut timp să compun, pentru că am avut foarte mult de lucru. Cum compui tu? Care sunt auspiciile sub care... compui. Îți trebuie liniște sufletească, îți trebuie... Știi că am auzit un zvon că zice că Titu Maiorescu o plătea pe Veronica Micle să-l chinuie pe Eminescu ca să poată scoate acele poezii absolut superbe.
Când compui tu? Când ești fericită sau când ești tulburată, când ești înnegurată în suflet? Care sunt momentele care te fac să performezi? Depinde. Cum am inspirația? De obicei, mie îmi place să compun când mă simt bine, fericită, mă simt fresh, nu știu. Mă trezesc dimineața și zic, am chef să compun ceva, sau mi-a venit o linie melodică în minte, un cuvânt. Și pe baza acelui cuvânt, se linia melodică, compun toată piesa. Depinde de stare și de zi, sincer. Mulțumim foarte mult, Xenia, că ai intrat în legătură cu noi în seara aceasta. Îți doresc foarte mult succes și iată, doamnelor și domnilor, dacă copiii noastre se plictisesc în casă, pot să caute Xenia Costinar, să vadă ce programe face, ce voci, ce tehnici folosește. Vă spuneam, are o voce senzațională și nu știam că știe și operă până în seara asta, dar mi-am dat seama că are un ambitus deosebit. De aceea am vrut neapărat să fii cu noi. Succes mult în activitate și îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Îți fac o invitație în direct în seara aceasta. Atunci când se vor liniști lucrurile și vei veni în București, vreau să vii la Știrea Cea Bună și să ne bucurăm mai mult din experiența ta. Sigur, mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult! Seară bună! Iată că și artiștii sunt ocupați. Da, mi se pare foarte important că ea s-a gândit, domnule, hai să fac o chestie care nu mă solicită neapărat personal, ci să, adică în direct, ci să fac prin online. Mi se pare, un stil vizionar. Avem și pe Robert, cred că împreună cu noi deja. Da. Ia să vedem despre ce este vorba, ce ai vrut să îl întrebi. Păi ți-am spus că vreau să vorbim despre cum a apărut Robert. Dar avem pe Robert. Robert, ești cu noi? Încă nu l-avem pe Robert. Așadar, spuneam că vrem să vedem cum putem să profităm de această perioadă. Toată lumea spune, vai, prin ce perioadă trecem, cum putem să trecem de ea. Dar aș vrea să descoperim cum am putea să profităm de perioada prin care... Profităm, da? De perioada două prin care exemple trecem. Am avut în care doi antreprenori, da? Domnul Marcu și Xenia, au dorit să își promoveze produsele pe online și nu numai, adică n-ai cum să mănânci, ne pare rău pentru cei care ați savurat într-una cu noi și nu sunteți aici de față ca să gustați minunățile acestea, dar acum urmează un tânăr care ne va spune câteva secrete să profităm de criza aceasta. Hai să-l salutăm pe Robert. Bună seara, Robert! Bună seara, bună seara! Cum ești? Sunt foarte bine, mă auziți? Noi te auzim foarte bine. Tu ne auzi pe noi? Super. Da, vă aud bine. Vă aud foarte bine. Spune-ne, Robert, cum putem să profităm în această perioadă de criză prin care trecem? În primul rând, este o situație dificilă pentru toată lumea, inclusiv pentru antreprenorii din țară și am văzut, mai ales pe Facebook, că sunt mulți antreprenori foarte afectați și de aceea am vrut să vin cu această idee de a ne gândi un pic ce putem face în așa fel încât să profităm de problema asta și eu vreau să vin cu următoarea idee. Hai să ne gândim ce ne place nouă cu adevărat și în perioada asta să cultivăm acel lucru. Pentru că nu știu dacă ați văzut, dar sunt foarte mulți oameni care își urăsc jobul sau sunt nefericiți. Corect. Chiar și cu afacerea, își urăsc afacerea sau nu le place domeniul în care activează și acum ar fi momentul potrivit să facă o schimbare. Pentru că o să stăm în casă cel puțin 2 săptămâni, probabil chiar mai mult din ce vedem la știri și atunci avem oportunitatea de a învăța, avem oportunitatea de a ne dezvolta și poate chiar să încercăm lucruri noi, poate chiar să încercăm în domeniul online, să ne promovăm, să inventăm ceva, să creăm ceva nou. Este o oportunitate uriașă dacă ne gândim la această problemă în acest mod. Eu am văzut că tu foarte mult mizezi pe lecții de succes. Dorești să inspiri oamenii, să-i ajuți să-și atingă potențialul maxim. Crezi că în această perioadă am putea în același timp să ne atingem și potențialul maxim?
Cu siguranță. Într-adevăr, suntem un pic limitați din cauza că această boală ne afectează pe foarte mulți dintre noi. Suntem speriați în mare parte, dar putem profita de timpul liber să citim, să învățăm lucruri noi, să urmărim persoanele care chiar ne inspiră și ne motivează și să ne gândim la viitor. Trebuie să fim foarte optimiști și să ne gândim cum putem profita în clipa de față ca să ne bucurăm de recompense în viitor. Dacă muncim acum, peste câteva luni, când totul va reveni la normal, vom avea recompense, ne vom bucura de lucrurile pentru care muncim în clipa de față. Ai putea oare să ne dai și câteva exemple cum am putea să fim mai productivi și cum să muncim? Să zicem că avem un business sau încă nu avem nimic plănuit. Cum putem noi să ne redescoperim sau să ne mutăm totul în online? În primul rând trebuie să începem să înțelegem domeniul online. Eu, înainte să încep activitatea pe Instagram, cred că am petrecut un an folosind aplicația, dar n-am folosit-o ca un utilizator obișnuit, pur și simplu m-am gândit, ok, cum pot profita de aceste lucruri, cum pot profita de toate funcționalitățile pe care mi le oferă această aplicație. Și puteți face același lucru și cu pagina de Facebook, și cu canalul de YouTube, și cu aplicațiile noi precum TikTok, care vin în forță din spate, și să ne axăm foarte mult pe a ne promova business-ul în mediul online, să vedem ce vor oamenii să vadă pe aceste platforme și să le oferim promovându-ne în acest timp produsele noastre sau serviciile noastre. Din ce ai observat tu, din oamenii cu care ai comunicat, sunt persoane care deja am putea să spunem că nu mai văd nicio speranță sau antreprenori, iată că tu te învârți și în lumea aceasta, care efectiv au trebuit să renunțe? Am văzut foarte multe povești de genul și chiar îmi pare foarte rău, dar trebuie să fim responsabili în clipa de față, pentru că dacă ne luam măsuri de dinainte și eram pregătiți pentru astfel de situație, nu am fi fost atât de afectați pe cum suntem. Acesta este adevărul, din păcate. Foarte mulți antreprenori și-au pierdut afacerea sau foarte mulți oameni și-au pierdut locul de muncă din cauza că antreprenorii nu și-au luat măsuri de precauție. Adică orice afacere ar trebui să se poată întreține măcar 2-3 luni chiar și fără niciun venit. Și am văzut că statul român încearcă din răsputeri să ajute antreprenorii, dar știm cu toții că situația economică a României nu este cea mai bună pentru a ajuta antreprenorii în clipa de față. Care ai putea tu să spui că sunt cele mai importante 3 lecții de succes, dacă ar fi să facem așa un sondaj, să ne gândim din ce ai observat tu, care sunt lecțiile pe care ar trebui să le știm neapărat și să facem un clasament, 1, 2 și 3? În primul rând, cea mai importantă lecție pe care am învățat-o destul de târziu în viață este că ești capabil de absolut orice. Și când zic orice, chiar absolut orice. Singura diferență dintre oamenii obișnuiți și oamenii de la cel mai înalt nivel este că oamenii de la cel mai înalt nivel au o mentalitate de învingători și mereu consideră că pot face tot ceea ce își propun. Dacă analizăm oameni precum Bill Gates sau Elon Musk sau Jeff Bezos, ei tot timpul își propun mai mult și tot timpul sunt sigur că vor reuși. De ce un om obișnuit nu ar putea gândi la fel? Consider că singura diferență este mentalitatea aceasta de învingător și de om cu adevărat puternic. Aceasta este prima lecție. Așa, prima. A doua? A doua este să fii foarte loial. Să fii foarte loial față de oamenii din jurul tău și față de familia ta. Loialitatea mi se pare cea mai importantă calitate a unui om și atât timp cât tu ești loial, sunt sigur că și oamenii din jurul tău vor fi loiali. Și ai nevoie de oameni cu adevărat loiali față de tine pentru a construi lucruri mărețe. Și a treia lecție? A treia lecție este să te distrezi. Adică eu sunt foarte serios pe pagina mea, tot timpul vorbesc despre productivitate, despre cum să facem mai mult, să realizăm mai mult, dar uneori tot ce trebuie să faci este să lași totul la o parte și să te distrezi, să fii copil în adevăratul sens al cuvântului. Chiar avem nevoie de mai multe momente în care să respirăm și să învățăm să ne distrăm un pic. Ce mesaj ai transmite tu tuturor celor care ne urmăresc? Să fie puternici, să aibă încredere în ei și să se gândească la cel puțin 5 modalități de a profita de faptul că trebuie să stea în casă și să se gândească la viitor. Ce pot face ei în clipa de față pentru a fi mai buni atunci când situația va reveni la normal. Îți mulțumesc mult, Robert, pentru prezența ta aici virtual. Mulțumim foarte mult, Robert. Îți mulțumesc pentru invitație. Succes în tot ceea ce îți propui să faci.
Mulțumesc. Dar să nu profiți prea tare, da? Deci așa, moderat. De altfel, el are lecții de succes, deci. Alături de noi, iată, a venit și Simona Ciucă sau Ciuca? Da, Ciuca. Ciucă. Da. Ne bucurăm, Simona, că ai venit. Bună seara, bine ai venit. Mulțumesc mult. Mai e un cadou. În perioada asta trebuie să apropiați un pic microfonul. Încurajăm afacerile naționale. Op, op. Și anume, prietena mea, Irina Maria Stoica, face un handmade extraordinar și brâul meu este făcut de Irina. Ce drăguț. Și atunci, în perioada asta, eu recomand întregii piețe să fie unite. În domeniul în care activez de 10 ani, am venit de curând, toți furnizorii au venit înspre imobiliariști cu oferta de reducere a costurilor la 50% sau la 70% sau 100%. Iar pe partea de protecție a consumatorului, în plan local, lucrurile din păcate n-au stat așa. Adică primesc o serie întreagă de mesaje de la consumatori referitoare la specula practicată de mulți mari retaileri care încalcă legea, merge pe activități ilicite, încalcă legea 12/1990, în speț articolul 4. Ce fac? Au mărit prețurile, au mărit toate prețurile abuziv. Un mari retailer precum Mega Image, precum Kaufland, precum Lidl au contracte cu furnizorii. Te rog, ridică un pic microfonul. Ah, și nu au dreptul, și furnizorii nu au dreptul să mărească prețurile fără a anunța cu 90 de zile în avans. Da, dar știți că asta e previzibilă în contextul în care nimeni dintre cei din conducere nu s-a ridicat să spună plafonăm prețul alimentelor de bază și așa mai departe. Chiar astăzi am fost printr-un astfel de magazin și cu greu m-am ținut să nu spun câte ceva la manager, cu mare greutate. Știu, știu că trăiesc. Spuneam colegii înainte de a veni dumneavoastră. Îmi spunea astăzi un consumator pe piața de, pe pagina mea Protecția Consumatorului, îmi spunea astăzi că a crescut prețul la Spirit de la 3,2 lei la 9,4 lei, la doi pași în Victoria, în Brașov. Și îmi spunea, doamnă, oamenii săraci aici, ce fac? Ce faci? Faci plângere. Dar nu doar la Spirit. Să știi, uite, eu am fost într-un supermarket mare de care ai pomenit mai devreme, nu am să dau nume că nu contează, și mi-am făcut cumpărăturile. În mod normal, ce aș fi cumpărat altă dată, acum 3 săptămâni să spunem, aș fi plătit pentru acele produse în jur de 150 de lei, cam așa. Și surpriza a fost la casă să descoper că a trebuit să dau 300 de lei. Dublu. Că stau, am analizat, bun, cu un bon de acum și un bon de acum 3 săptămâni. Poți să scanezi ambele bonuri și să faci sesizare la ANPC și să ceri baza legală care îi permite retailerului să mărească prețul. Stați așa, să întreb încă o dată. Deci, dacă eu astăzi mă duc la un magazin și, să zicem, niște salată este cu 5 lei. Ai salată așa, niște punguțe, gata spălate, mură în gură, pică parmăt, leață în gură la nătăfleață, că așa ne place la toți, ne lene să mai spălăm o salată românească. Da, am constatat că ne-am amuiat. Eu fac parte din generația alora cu cartela. Așa. Și am constatat că m-am amuiat. Adică am fost sub, nu mai consum am redus carbohidrații, dar am avut pitiș pe creier să-mi cumpăr făină. Și n-am găsit în 4 magazine. Astăzi am găsit. Mai aveam un pic și plângeam de bucurie, ceea ce e penibil. Eu caut de vreo 2 săptămâni de când am început nebunia asta, caut un plic de drojdie și nu găsesc nicăieri. Vă fac eu cadou. Da? Da. Minunat, minunat. Iată, eu am pățit așa cu mănușile. Am postat ieri, azi am primit mănuși. Se pare că tu ești zâna cea bună pentru noi. Da. Dar să reau întrebarea. Deci, intri într-un magazin. Vezi o salată cu 5 lei, o salată pusă, spălată, gata, doar să o desfaci din pungă și să o pui într-un bol, să-i pui un pic de ulei, lămâie și sare și ai salată bună. Corect. Dacă acea salată mâine e 6,50 lei. Cu bonul de astăzi și cu bonul de mâine, eu fac sesizare la ANPC. Super. Și ce face cu ei? Eu intre baza legală ce stă la mărirea de prețuri.
De ce? Pentru că, da, trăim într-o economie teoretic liberă, dar specula asta nu înseamnă că specula este favorizată. Adică trebuie să anunțe cu 90 de zile, ați spus, înainte? Un retailer, da, este anunțat cu 90 de zile înainte de furnizor pentru a mări prețurile, dacă prețurile se măresc sau scad. Dar noi, clienții, nu știm chestiile astea când anunță ei cu 90 de zile înainte. Da, așa este, dar i-am spus și lui Fabian și asta le spun tuturor, citirea legii nu este interzisă. Nu dăunează sănătății, chiar ajută. Dar am întâlnit acum câteva zile, ieri mi-a trimis o prietenă, vrea să anuleze un sejur în Turcia. Și potrivit contractului, ea nu are niciun drept. De ce? Pentru că în caz de forță majoră este fix la latitudinea furnizorului de servicii turistice, de pachete turistice, dacă îi returnează parte din bani sau nu. Deși clauzele sunt nenegociate, consumatorul nu este preinformat, nu este informat referitor la ce se întâmplă, nu este informat de riscuri. Iar ce se întâmplă cu coronavirusul este o forță majoră. E clar că e o forță majoră. Iar noi trăim un SF prost regizat. Lobat. Ce vreți să spuneți? Adică, pur și simplu, niciunul nu s-a gândit vreodată, nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere uman, la toate gesturile pe care le face. Adică nu te gândeai niciodată de câte ori pui mâna pe față, nu te gândeai niciodată de câte ori te spăl pe mâini, nu te acum gândeai... A venit domnul Marcu și ne-a dus astea și eu miros îngrozitor a detergentul, a dezinfectantul de la intrare, uh-huh. Și cu toate că m-am făcut de 2-3 ori înainte să vin aici, tot mă gândesc, băi, oare e bine să iau cu mâna să mănânc? Adică ni s-a strecurat ceva în creier. Da, avem exact. Exact, asta spun că trebuie un SF ieftin și prost. Eu aș mai fi curioasă, de exemplu, Simona, să te întreb dacă nu observăm la intrarea în supermarket sau în, oriunde mergem, un dezinfectant și ceea ce este necesar acum. Din câte știu, așa este, prin lege ar trebui să existe acestea puse la dispoziția consumatorului. Sau cum este acum? La poștă am observat. La poștă a trebuit să merg acolo urgent, am observat pus dezinfectant. Atât când intrai, scria, trebuia și când ieșeai să te dezinfectezi. Dar nu am observat în niciun supermarket, de exemplu. Eu de asta recomand mănușile. Uh-huh. Adică, cred că paza bună trece prin mejdiarea. Dar și mănușile s-au scumpit. Și mănușile s-au scumpit. Totul. Absolut totul. Absolut totul. Și mai observam altă situație. Se anunța că vor fi suspendate plățile, ar putea fi suspendate plățile la credite și acum au venit, nu, păi nu, plătiți decât dobânda. Și eu, din practica întâlnită, acea așa zisă suspendare implică plata dobânzii în perioadă și multe dintre bănci au profitat și au făcut refinanțări clienților. Iar ce întâlnești, de multe ori recomand celor care îmi scriu, pentru că pagina de protecție a consumatorilor are ca țintă finală prezentarea unor traininguri în care să educi consumatorii și din păcate vor fi majoritatea în format electronic, nu vor mai fi fizic. Simona, te rog, interactivă discuția, dar în sistem bancar s-au întâmplat o mulțime de nedreptăți și se întâmplă în continuare. Acele moriști financiare, de exemplu, Banc Postul a vândut lui RB, RB-ul a vândut lui Ergasias. Ergasias, chiar dacă era în Consiliul de Administrație, în cei care dețineau Banc Postul, acum apare. Și nici BNR-ul, nici ANPC-ul nu pot trage la răspundere și sancționa Ergasias. Banca Transilvania Bunăoara a cumpărat parte din activele Banc Postului. Dar toți consumatorii înșelați, perioada 2007-2008 până în 2020, prinde hoțul, scoate ochii. Și se încalcă secret profesional bancar, se încalcă Constituție, se încalcă Cod Civil, se încalcă GDPR. Asta e un alt exemplu pe care vi-l dau. M-ați provocat cu GDPR-ul. Vă provoc. O lege mai proastă și mai tâmpită ca asta nu există în toată România. Așa este.
Ah, în sfârșit cineva care... 677 pe 2000 care, era fabuloasă. Care gândește ca mine. Este atât de proastă legea asta și atât de puerilă și atât de... Doamne, deci nu vine să cred. Era fabuloasă că... 677 pe 2001. Degeaba, spuneți că acum nu stăpânesc treaba asta. Ce spunea una și ce spunea alta? Deci, vechea lege, dacă era corect aplicată, atunci când venea GDPR-ul, nu prea mai avea ce face, adică era în regulă. Acum partea asta de DPO, de responsabil de protecția datelor, de nu știu ce, e o nebuloasă. Nu mai e că o nebuloasă. Este o strângere a mâinii la spate, o încătușare cu voia ta, n-ai ce face, trebuie nu să apeși acolo. Nu poți să-l dai afară, nu poți să-l sancționezi. Nu poți să faci nimic, dar tu îl angajezi și îl plătești. Nu numai asta. Și tu dacă vrei ceva și n-ai vrea ca datele tale să fie publicate, nu poți. Deci eu mă duc la notar. Trebuie să semnez că datele mele trebuie să fie publicate. Mă duc la bancă, trebuie să semnez, mă uit pe un site, trebuie să apăs da, sunt de acord, să dau cookie-urile. Dar vedeți că pe multe bănci și de asta și UniCredit a fost sancționată cu 130.000 de euro și chiar mă amuzam că articolul publicat în aprilie anul trecut a dispărut de pe Avocat.net ca să dau nume deși n-am voie. Dar revenind la povestea asta, sunt foarte multe prostii în lege, din păcate. Auzi, cine întreabă un telespectator, Petrică Huțuleac, apropo de Bancpost, am acțiuni Bancpost. Știe poate invitatea noastră unde pot să mă adresez pentru a vedea valoarea acțiunilor? Din păcate nu, ați și întrebat la Banca Transilvania, care a cumpărat Bancpostul. Deci, întrebați la Banca Transilvania, asta e o pistă. Da. Dar împrumutații Bancpost sunt cei mai chinuiți, din păcate. Din păcate, repet. Doamne, și ce bine au venit pe piață și ce brand și ce... Doamne! Toate creditele au fost făcute pe principiu cel ce vine aici abandonează orice speranță. Dante Alighieri să trăiască. Și avem legislație națională extraordinar de bună, dar din păcate sunt foarte multe legi care sunt ignorate. Se merge foarte mult pe uzanță. Și nu e așa. Ai putea oare să ne dai și câteva sfaturi de cum am putea să ne protejăm noi ca telespectatori? Am vorbit și de protecția consumatorului. Din informațiile tale, am văzut că ești și foarte activ pe social media, de altfel. Da. Foarte mulți telespectatori doresc să știe cum să ne protejăm. Dacă mergem la supermarket, când ne întoarcem acasă, să dezinfectăm și pungile sau ce să facem? Lăsăm încălțămintea la ieșire? Unde o lăsăm? E toată nebunia asta, în afară de faptul că nu mai găsim clor, asta pe mine mă distrează, dar ignoram... Nici clor nu mai este. Nu prea îl găsim. Spir nu este, măși nu sunt, mănuși nu sunt, dar există pentru că am menționat amândoi că suntem dinainte de 89 născuți. Ea e tânără, ea e interzis de lege, ar trebui interzis prin lege să fii tânăr precum ea. Dar să știi că avem spiritul. Avem oțetul, pardon. Și noi îl ignoram cu desăvârșire. Și e bun cu coronavirusul, nu se împacă? Da, nu se împacă, pentru că e biocid. Oh, și ce facem cu el? Hai, spune-ne mai multe. Deci ce facem cu el? Păi aduce aminte de mama mare care ne curăța covoarele cu apă și cu oțet? Aduți aminte că scoate mirosuri, aduți aminte că este făcut din vin, aduți aminte că el miroase care puțin, dar după aia scoate 9 mirosuri. 9 grade. Deci deja ai niște grade. Și când aveam febră, mi-aduc aminte că îmi punea apă cu oțet, da, pe frunte. Da, da. Brava. Și îl ignoram și îl avem la îndemână. S-ar putea să ne spui ceva prețios și de mâine, poi mâine, să nu mai găsim nici oțet. Nu știu ce să zic. Chiar m-a atenționat prietenul care m-a învățat. Vezi tu să taci, să nu spui la lume că ne lași fără oțet după aia. Păi de asta zic că atunci să mă grăbesc mâine să mă duc să mai cumpăr niște sticle, că nu. Da, am făcut și eu un artificiu, vi-l spun doamnelor și domnilor, fac pâine în casă, am o mașină de pâine foarte frumoasă și care dar troștia aceea pe care ți-am promis-o și mă țin de cuvânt, pentru că noi suntem vecini, eu locuiesc la Petre Ispirescu, droștia aceea este dintr-un pliculeț, poți să faci, am învățat la o blogăriță
ca dintr-un pliculeț să împarți cu 3 prieteni și din 2 grame de drojdie să faci tot timpul să ai drojdie activă. Și... Acum am vrut să spun că dintr-un pliculeț acum fac 4 pâini. Așa, dar acum pot să pentru faci infinit. Pentru că pun niște praf de copt. Așa. Și crește pâine atât de fain și se și crapă la, așa, la suprafață. Când n-ai praf de copt, iese așa uniformă. Dacă n-ai praf de copt, faci așa. Da, asta e truc pe care îl folosesc și la cozonac. Foarte șmecher și bun gust, bun gust la pâinea de casă cu drojdie. N-am vrut să iau de pe una pe alta să fac, n-am vrut așa. Dacă vouă vă place mâncarea, el de fiecare dată și ieri și alaltăr te vorbește de mâncare. Păi, na, eu am învățat de la bunica la 20 de ani, că am vrut să mă mări la 20, nu m-am mărit, am nici până la 40, dar nu contează. Da, m-a luat bunica să mă învețe, m-a întrebat, zice, dar tu ce știi să faci să-l ții pe la acasă? Și am zis, mama, am luat premiu cu tare, te felicit, dar tot proastă și trebuie să te învăț să gătești, că nu știi să faci nimic în viața asta. Mai spune-ne, Simona, după oțet, ce mai putem, deci putem să folosim, trebuia să spun mai încet, să nu rămânem. Oțetul. Să folosim oțetul. Un loc de spirit. Ce altceva mai putem să facem? Mai zine niște trucuri de genul să dezinfectăm fiecare produs pe care îl cumpărăm când îl aducem acasă. Deci, am citit undeva. Eu cred că trebuie să avem grijă în primul rând de noi ca imunitate. Că povestea asta, până la urmă, tu mergi pe ideea fricii și frica asta o duci în absurd, mm-hmm. o duci în panică. Ajungi la panică, da. Și implicit îți distrugi singur sănătatea prin chestia asta. Eu nu spun acum să ignorăm tot ce se întâmplă în jur, dar eu am acasă niște exemple. Tata e miracol medical în 2004, pe 23 martie, a câștigat dreptul la o nouă viață. Tata are dublu bypass, triplu stent, stimulator cardiac și infarct și multe alte operații. Multe sănătate în continuare. Rămână, dar dacă îl vezi pe tata, jur că are 50, deși are 67, și este tot timpul vesel, este tot timpul activ. Acum glumeam cu coronavirusul că îi spuneam că îi fac rost de kiwi în toamnă, pentru că la București se cultivă kiwi cu mare succes la agronomie și am zis, din 4 fire eu îți fac echivalentul a aproape 300 de kiwi, de kilograme de kiwi în timp. Și mi-a spus unde să-i cultiv, pentru că mătușita, cred că mi-a pus și șireturi de Adidas și la toamnă cred că o să culeg și Adidas. Așa. Dar revenind la, lăsând gluma deoparte, cred că partea asta de coronavirus trebuie să aducă în atenția antreprenorilor, pe de o parte, igienizarea contractelor. De ce? Pentru că atunci când nu vor fi capabili să ofere înapoi consumatorilor plățile făcute în avans pentru diferite sejururi, cum am dat exemplu doamnei care m-a contactat pe parte de un sejur plătit în Turcia, dacă își vor analiza contractele au clauze anulabile și nu le de drept. De ce? Ei, antreprenorii, trebuie să facă dovada preinformării scrise și legiuitorul le permite ca acea preinformare scrisă să fie taxabilă în situația în care consumatorul optează să nu semneze contractul cu ei. După aceea, ei trebuie să facă dovada informării pe toată durata contractuală, după aceea informării referitoare la riscuri. Asta nu se întâmplă. Și asta se ignoră faptul că ANPC-ul, la fel ca BNR-ul, au posibilitatea să închidă definitiv instituții, la fel ca ANAF-ul. Toată lumea spune, vai, ANPC-ul nu are putere. Nu are putere prin faptul că nu are suficienți oameni. Da, așa este. Dar ca potențial, din punct de vedere juridic, da, are o putere fantastică. Există o limită până când putem să facem reclamațiile? Să zicem că mi s-a întâmplat ceva acum câteva luni și am uitat de poveste, dar mi-am adus dar aminte. Dar tu trebuie să-i scrii în primul rând celui care ți-a furnizat să-i rescriu, sau serviciul, nu? Și după aceea să faci revenire. El este obligat prin legea petițiilor, prin Constituție, să-ți răspundă în termen de 30 de zile. Nu ți-a răspuns, revii cu acea sesizare în atenția ANPC-ului și sunt extrem de deschiși și extrem de profesioniști. Eu mi-am adus aminte de o întâmplare pe care am avut-o acum un an.
De asta zic. Și i-am scris, deci cu o companie de zboruri. Mi-au distrus căruciorul pentru copilaș. Mi-au zis să fac o reclamație, am făcut, mi-au zis că îmi vor restitui banii. Și au spus că vom reveni noi în 20 de zile. N-a revenit absolut nimeni. Am scris la compania respectivă. Ne pare rău, este cererea în curs. În lucru. Da, exact. Mai apoi, după încă vreo 10 zile, nu am mai răspuns absolut deloc. Și le-am scris lunar, de acum un an, lunar le tot scriu. Ați uitat? Puteți face luat absolut tot istoricul de corespondență cu respectivii și îl puteți pune în atenția celor de la ANPC. Deci nu e prea târziu? Nu. Nu. Câtă vreme eu am făcut tot timpul revenire la tine și pe tine te-a durut în cursul săptămânii viitoare ca să-l certezi pe Părintele Ionescu. Nu. Deci, și puteți cere în lumina lui 363/2007 să fie sancționați. Dacă este contract semnat la distanță și dumneavoastră ați cumpărat, ați achiziționat biletele online, atunci vă adresați în lumina ordonanței 34/2016, este contract la distanță. Aici sunt amenziile mai interesante pentru ei, pentru că merg între 2.000 și 100.000 în funcție de numărul de angajați. Sau între 2.000 și 4.000 în funcție de lipsa de claritate a clauzei sau în funcție de dimensiunea caracterului. Eu online am achiziționat, deci e veste bună, vă anunț chiar și în direct că s-ar putea să nu mai stau, am prins curaj. Da. Deci sunt foarte multe aspecte pe care noi le ignorăm. Am o întrebare, că aici poate concluzionăm în seara asta. Sunt mulți telespectatori care se uită la noi și care au bun simț mai mult decât se cuvine, să zicem așa, și gândesc în felul următor. Nu-i fac rău omului acum, am găsit o chestie stricată, îi fac rău omului. Și da, omul... dacă mănâncă altul care n-a citit indicațiile și intră în spital, ce se întâmplă? Corect. Aici vreau să ne spuneți cum ar trebui să procedăm. Chiar atunci când vrem să fim buni. Eu nu cred în bunătate. Adică bunătatea asta e prost înțeleasă. Îmi cer scuze. Asta nu înseamnă că nu ajut, asta nu înseamnă că nu salvez animale. Am 7 animăluțe ale mele salvate, de exemplu. Dar revenind la povestea asta, nu faci bine atunci când tu ai văzut că produsul este expirat și tu palmezi. Din contră, s-ar putea să faci rău, că vine următorul după tine și nu va observa și poate va mânca. Da, mulțumim foarte mult, Simona, pentru aceste sfaturi minunate și pentru spiritul tău liber și deschis. Doamne și domnilor, dacă aveți probleme, e bine să... Protecția consumatorului, puteți scrie pe Facebook, eu răspund indiferent că mi-a reproșat o doamnă astăzi că eu sunt plătită de ANPC. Nu, nu sunt plătită de ANPC, sunt un consumator care își dorește o viață mai bună și atât. Îți mulțumim mult pentru că ai venit aici la noi. De altfel, dacă ești vecina noastră, te mai așteptăm să vii. Mare drag. Chiar și la alături de tine, cred că telespectatorii ar dori să pună multe întrebări. Da. Acolo au posibilitatea să spună orice întrebare. Vă rog. Săptămâna aceasta am făcut o ediție specială. Am unit două emisiuni, Alături de tine și Știrea cea bună. Așa. De săptămâna viitoare o să ne despărțim din nou în emisiunile noastre, pentru că am observat că mulți dintre dumneavoastră aveți multe întrebări care se pot adresa la emisiunea Alinei, iar la emisiunea mea, de asemenea, avem multe personalități cu care putem sta mai mult de vorbă și la emisiunea mea trebuie să veniți într-o seară. Cu mare drag, da? Eu sunt doctor în economie și cu minunat. Drag vă stau la dispoziție. Minunat. Avem iar o... pentru pâine, mă rog, ca așa. Zis de praf de copt, o puteți înlocui cu bicarbonat de sodiu și acela este și foarte ieftin, e 4,4 lei kilogramul. Și în loc de praf de copt sau în loc de drojdie? În loc de praf de copt. Drojdia, drojdia e infinită. E infinită, da. Aia v-am adus-o eu. Mulțumim foarte mult, doamne și domnilor. Drag. Avem un privilegiu special în seara aceasta, să stăm de vorbă cu primii bolnavi de coronavirus care au curajul să intre în direct cu noi. Am mai fost la o emisiune a Alinei, un tânăr din America, dar de data aceasta avem o scumpă familie din Spania. Este vorba despre familia Niță.
Familia Niță a fost lovită destul de greu de această situație, de această boală, și lucrurile merg bine dintr-o fericire care aparține și familiei și tuturor celor dragi. Familia Niță este împreună cu noi. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Este vorba despre pastorul Niță, Pavel și soția. Ne auziți împreună sau doar dumneavoastră, domnule Pavel? Suntem împreună. Sunteți împreună și ne auziți, da? Ce face soția prima dată, să întrebăm? Ieri după masă... Vă auzim. Spuneți. Și m-a adus salvarea acasă. Mi s-a dat indicații precise ca să afară din casă, de soțul să stea la depărtare. De... Am stătut firul pe zona mea. Nu știu dacă vă plimbați cu telefonul sau stați într-un loc, nu vă auzim toate cuvintele. Deci ieri după amiază ați fost externată, să înțeleg. Da, am fost internată la spitalul la Monica Hall, pentru că eu am fost o pneumonie și am avut nevoia de vizitor. Nu prea vă auzim. Din păcate, nu prea vă auzim. A zis ceva de pneumonie, doamne. Da. Nu știu cum am putea să facem, dacă aveți un loc în casă unde se aude mai bine, să mergeți cu telefonul acolo unde se aude mai bine, dacă aveți cumva, cunoașteți... Vă auzim foarte bine. Acum vă auzim și noi, dar merge uneori cu întrerupere. Deci recapitulăm. Dumneavoastră ați venit ieri acasă de la spital. După 10 zile de internare. După 10 zile. Trebuie să vă întreb pe amândoi. Acum o să vă întreb pe amândoi. Cum ați simțit că ceva nu este în regulă? Cine a simțit primul? Bine, amândoi am... Problema a fost... La mine s-a manifestat. Mie mi-a afectat tămâne. Soțul a suportat ușor de vedere al plămânii. Da, o să rog pe colegii mei să întrerupă telefonul și să mai sune odată, pentru că ceva nu este în regulă, nu vă auzim foarte bine. Să mai facem o încercare de data aceasta. Vă spun câteva lucruri. Pastorul Niță Pavel este pastor în Biserica Adventistă din Spania. Un om deosebit, am avut ocazia să-l cunosc personal și într-o zi s-a simțit rău împreună cu soția și au fost diagnosticați amândoi cu coronavirus. O să vedem acum care au fost manifestările. Din ce am înțeles, din ce ne-a spus soția, a fost că s-a simțit rău și că i-a afectat plămânii. 10 zile a stat în spital. Când îi avem înapoi pe fir, o să îi rog pe colegii mei să ne dea încă o dată în direct. Alina? Știi oare ce vârstă au? Chiar mă întrebam acum. Uităm la fotografie. Da, probabil că au în jur de 60 și ceva de ani. Uh-huh. Da? Aș fi curioasă dacă sunt singuri acolo în Spania. Au și copii, dar nu știu dacă sunt cu ei. Trebuie să-i întrebăm. Da, nu e tot una. Să pleci în Spania, să fii... ajuns în mijlocul unei comunități frumoase, comunitatea spaniolă e foarte frumoasă, comunitatea românilor din Spania de asemenea este foarte frumoasă. Sunteți cu noi în direct? Da, vă auzim foarte bine. Ne auziți foarte bine, acum vă auzim și noi. Povestiți-ne încă o dată, deci v-ați simțit rău, ați fost amândoi la spital? Deci înainte de a merge la spital, câteva zile am avut temperatură, am tușit, am avut o stare de neputință, o stare de organismul. Am chemat salvarea și în cele din urmă, pentru că salvarea nu a venit, ne-am dus la
spital cu taxiul. Acolo ne-a făcut radiografie pulmonară și soția a fost mai rău. Deci amândoi ați făcut febră împreună. Dar știți că v-ați întâlnit cu cineva bolnav sau pur și simplu așa dintr-o dată s-a întâmplat? N-am putea să identificăm exact care a fost contactul care ne-a transmis boala aceasta. Erați în timpul... Am fost la biserică. Am înțeles. La partea aglomerată. Băiatul nostru care a făcut și el coronavirus a fost într-o excursie mașina personală de vreo săptămână și când a venit a avut și el probleme. Deci s-a transmis practic familie de la unul la altul, dar cel mai mult a fost afectată soția. Cum v-ați simțit în perioada asta? Deci ați spus că ați avut febră, puterea nu mai era aceeași, tuse. În afară de acestea, ziceți că dumneavoastră, domnule pastor, n-ați fost internat în spital, v-ați întors de la spital. Ne-am dus împreună, ne-au făcut radiografie pulmonară, la soție locnic erau afectat, la mine nu. De atunci pe mine m-au dus acasă, a rămas în spital, în câteva zile i-a fost foarte greu. Nu putea să vorbească, obosea foarte mult, dar a fost pusă pe oxigen imediat ce a fost internată. Vi s-a dat un tratament? Perfuzii cu antibiotic, da, perfuzii cu antibiotic, antivirale și cel mai important a fost oxigenul continuu. Au fost dureri în timpul internării? Care este priveliștea din spital, doamna Niță? Personalul medical, toată excepția, s-a purtat extraordinar de frumos și își dau tot interes pentru pacient. Sunt rinduri și pentru ei că nivelul de poate să se acumule mai mult, ei se pot îmbolnăvi. Dar foarte, foarte bine s-au purtat. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru intervenția tuturor cadrelor medicale. Iertați-mă, domnule pastor, câți ani aveți și dumneavoastră și soția? Soția 64 și eu aproape 67. Mulți înainte. Mulțumesc. Sănătoși. Mulțumesc. Dumneavoastră n-ați fost internat în spital? Nu a fost internat, mi-a fost rău, am venit acasă și nu puteam să mă duc nimic. Era absolut nicio mâncare care să pot gândi că aș dori să o mănânc. Am fost fără putere, fără poftă de mic. Am avut natură. Mie mi-au recomandat paracetamol. Eu acasă am continuat cu paracetamol. Am înțeles. Și ați băut ceaiuri, ați băut și alte lucruri? Într-adevăr am băut ceaiuri, multe lichide, cât mai multe lichide. Cum sunteți acum, amândoi? Să-mi spuneți cum sunteți acum. Mulțumim lui Dumnezeu și tuturor celor care în Europa și peste ocean au noi suntem aproape bine. Și copiii? Băiatul este în Namibia, este în carantină, dar și el este bine. Soția lui n-a avut nicio problemă, dar băiatul nostru a avut dureri de cap, a avut lipsă de energie, a avut febră, dar a fost tratat în o casă de izolare și sunt bine amândoi. Mulțumim foarte mult că ați intrat în legătură directă cu noi. Mulțumim pentru că ați destăinuit din
această povară. Nu știu dacă știți, în România s-a întâmplat astăzi de dimineață moartea unui pastor. Duminica a avut o predică foarte frumoasă, este pe internet, se numește Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. A vorbit la radio Vocea Evangheliei în Suceava și în această dimineață a trecut la odihnă. Așadar, nu îi ocolește pe pastori și pe preoți, am înțeles că sunt încă doi preoți și în România bolnavi, dar ne bucurăm că sunteți bine și că sunteți sănătoși, ceea ce vă dorim în continuare. Dumnezeu să aibă grijă de dumneavoastră. Avem și un coleg care este internat, dar este spre bine. Deci tot pastor, un pastor sud-american, dar este spre bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Mulțumim foarte mult și vă dorim o seară minunată. Mulțumim. Dorim la toți care au fost contagiat sau cei care sunt în primejdie să pătească toate lucrurile care sunt recomandate, pentru că sunt foarte importante. Nu putem să ne jucăm cu sănătatea noastră și altora. Ne păzim pe noi, păzim și pe alții și în felul acesta sunt șanse ca peste câteva timp să scăpăm de această plagă. Mulțumim mult! Mare dreptate are, iată. Alina, iată o familie fericită. E o familie fericită chiar. A trecut pe lângă moarte familia asta, să știi. M-am șocat asta, să știi, când am auzit pe acest pastor care a vorbit atât de frumos. Viorel Candreanu? Viorel Candreanu, da. Da, din Ipotești este el. Într-adevăr, venea foarte des la biserică, unde mergeam eu în Rădăuți când eram. Dar să știi că mai este cineva, încă un pastor din Suceava, care este de asemenea tot, din păcate, testat pozitiv și acum este la Iași terapie intensivă. Este directorul de la Radio Vocea Evangheliei din Suceava. A mai murit un pastor la Arad săptămâna aceasta. Tot de la virus. Dar, uite, se întâmplă o chestie interesantă. Așa cum a spus domnul Niță, nu poate să identifice momentul în care a stat de vorbă cu cineva, așa mai departe. Cred că Spania a fost luată puțin pe picior greșit. El, multă vreme, s-a dus la biserică. Nu s-au închis bisericile acolo. Adică au pornit toate aceste manifestări, dar nu s-au luat hotărârile care s-au luat în România, închiderea bisericilor, închiderea colectivităților, teatre, filme și așa mai departe. Pardon. E bine, lucrurile s-au întâmplat poate mai bine deocamdată la noi. Iată, avem după o lună de zile, azi avem o lună de zile când a apărut primul caz în România, avem peste 1000 de bolnavi, dar mulți vindecați. Mulți vindecați și mai bine, oare, Cornel? Eu nu știu, aș fi curioasă să văd o statistică. Câte cadre medicale în alte țări sunt Doamne, infectate. Da, aici cred că am câștigat competiția. Pentru că, analizând, la noi este pur și simplu strigător la cer. Și chiar astăzi am mai văzut o postare făcută de către un medic din Cluj și spunea că de mâine vor veni la ei bolnavi de COVID-19 și ei nu au echipamente de protecție. Și spunea, vă implorăm, ajutați-ne, vă rugăm, faceți ceva. Suntem disperați, știm că o să vină la noi în spital și noi nu avem echipamentul necesar. Ce vom face? Noul ministru de sănătate, noul ministru al sănătății, știi că s-a întâmplat astăzi switch între domnul Costache și domnul Tătaru, spune că medicii care se simt bine și care sunt cu COVID să îngrijească bolnavii cu COVID. Foarte interesantă ideea. Avem la telefon pe Dana Dudaș din Elche, din Spania. Bună seara, Daniela, bine ai venit cu noi. Bună seara, bine v-am găsit. Daniela, spune-ne, te rog, cum e situația la tine, ce faci tu acolo și cum sunt lucrurile în Spania? Păi situația la ora actuală e alarmantă în Spania, pentru că după China și Italia, Spania e o țară cu foarte multe cazuri. Au trecut de peste 100.000 de persoane contagiate cu coronavirus. Au fost 4.000 de morți, peste 5.000 de recuperați. Și sunt foarte mulți afectați în Comunitatea de Madrid și în Catalunia.
Situația la ora actuală e un pic stresantă, disperată, nu știu cum să spun. Pentru că noi cadrele sanitare suntem supra-solicitate, nu facem față situației care o avem la ora actuală. Suntem indignați, neputincioși, ne simțim vânduți, pentru că nu sunt teste suficiente ca să diagnostice virusul. Nu putem să facem față situației. Acum s-a mai îmbunătățit situația un pic, pentru că avem material, dar la început a fost o nebunie. S-a întârziat foarte mult cu alarma și dacă puteam să dăm alarma la început în lumii în martie, s-a întârziat aproape 2 săptămâni. Și asta a cauzat panică în momentul în care s-a implementat restricțiile obligatorii. Dar din punct de vedere logistic, ați fost pregătiți, mă refer aici, echipamente de protecție și toate cele, voi ați avut suficiente la dispoziție? Nu, de la început nu. Am avut foarte puține, dar pe parcurs ne-au aprovizionat. Suntem un pic așa, eram frustrați pentru că era în joc sănătatea pacientului și noi la rândul nostru suntem un factor de transmisie, suntem un putător al virusului. Dar există și la voi, cum există în România, nu știu dacă ai auzit mai devreme, povesteam sau dacă ești la curent cu ce se întâmplă în România, câți medici, câte asistente avem noi aici infectate, începând de la Suceava, unde este un focar de nedescris și așa mai departe, și la voi există tot așa foarte multe cadre medicale infectate? Nu, nu sunt atâtea, pentru că la început, când s-a dat alarma, erau izolați, erau puși în carantină 14 zile, însă pe măsură ce timp a trecut, cazurile s-au mulțit, carantina de la 14 zile s-a redus. Daniela, spune-mi cum e, unde lucrezi tu, pentru că am văzut niște imagini din Spania cu unii bolnavi sunt pe holuri, unii sunt pe jos. Cât de real este chestia asta? Cum se întâmplă acolo? Eu lucrez la un semin de bătrâni, la o rezidență. La noi situația e stabilă, nu avem niciun pas deocamdată, pentru că ne-am mobilizat acum, dar sunt spitale în care sunt e supra-solicitat serviciul și acum am înțeles că lângă noi, în Alicante, o să se monteze un spital pentru cei infectați. Pentru că deja spitalele sunt pline. Și ca să nu se contamineze cei care sunt internați pentru anumite patologii, pentru a trebui luate măsuri de supărare. Auzi că Eddie spune un telespectator că în Spania sunt 5.000 de cadre medicale infectate, azi s-a anunțat la televizor. Aveți riscuri și voi, Daniela, acolo? Aveți riscuri să vă infectați? Unde lucrez eu, da, riscul e mare. Eu una, am fost pusă în carantină pentru un timp, pentru că era un posibil contact cu o persoană contagiată. Însă, așa cum spuneam, legile sunt date, următoarea zi se schimbă și de la o carantină de 14 zile s-a redus la 7 zile, după aia alte legile care spunea că din cauza supra-solicitării putem să ne prezentăm la locul de muncă dacă nu avem simptome. În cazul meu, n-am avut simptome, a trebuit să mă incorporez la locul de muncă după 4 zile, simte de fapt acasă. Da. Îți dorim sănătate, Daniela, să fii ocrotită în toată nebunia asta și Dumnezeu să vă ajute acolo cu tot ceea ce se poate. Mai vreau să spun de puțin toate lucrurile astea. Momentul în care sunt izolați, pacienții care sunt contaminați, familiarii nu mai au acces la ei. Sunt multe cazuri
de rețet în care nu poți să stai lângă ei, nu se mulți. Și situația e tristă, de primanții. Da. Mă gândeam acum că am citit chiar și un articol mai devreme legat de persoanele care sunt izolate. La voi acolo, dacă nu s-a făcut testul concret și se spune că este pozitiv, totuși este pus în carantină sau nu? Dacă există un risc că ar fi avut un contact direct. Am citit că în România asta se practică. Sunt curioasă dacă și în Spania se face același lucru. Da, este pus în carantină. Dar au fost cazuri în care au fost puse în carantină și fără să facă testul. Pentru că e lipsă de... Testul la ora actuală sunt de testul sunt puține. Asta ne împiedică să putem să mergem mai bine cu izolarea și cu tratarea. Deci dacă nu erau infectați, din moment ce au fost în carantină cu alții care erau infectați, automat se subînțelege. Da. Da. Mulțumim, Daniela, mulțumim mult. Așteptăm vești bune despre Spania. Sperăm ca să coboare focarul ăsta al virusului și la voi și și la noi. Sperăm, deși se spune că abia la sfârșitul lunii în Catalunia ajunge vârstul maxim, iar în celelalte comunități din aprilie. Deci când avem un timp de suportat și se vrea ca situația să se lungească. Ai să spun că până în mai, iunie, poate să vrea atât. Da. Mulțumim. Mulțumim mult. Alina, lucrurile sunt dramatice în Spania. Am și o rudă acolo. Mm-hmm. Numai pot să vină salvările, ai văzut cum a zis și pastroniță, nu mai pot să pridindească spitale, să ia oameni. Cine știe cât sunt infectați cu o formă ușoară? De ce crezi că Spania, Italia s-au încurcat așa de tare? Că totuși sistemele lor sanitare se deosebesc ca ale de la cer de pământ de ale noastre și totuși, uite, i-au luat pe nepregătite toată situația asta. Păi uite ce se întâmplă și la noi. Nu au crezut de la început că este chiar atât de grav. La fel cum poate că nici eu nu am crezut că chiar e de o asemenea gravitate. Am luat mult mai ușor lucrurile. Dar când am realizat, am început să stăm mai mult în casă. Italia nu avea un exemplu altul decât China, a ceea ce se poate întâmpla. S-au gândit că este, eu știu, că e ceva mai, ei, numai chinezilor li se întâmplă sau așa mai departe și s-au plimbat foarte mult. Ceea ce am citit eu sau cu prietenii cu care am povestit din Italia, să știi că tot nu au respectat absolut deloc interdicțiile. Nu au respectat faptul că trebuie să stea în casă, faptul că trebuie să stea izolați și tot ieșeau afară. Ceea ce am observat că aceeași teorie și același lucru s-a întâmplat și în România și în Spania. Am povestit și eu cu prietene din Spania care la fel spunea, măi, oamenii sunt pe stradă. Nu ai cum să-i ții în casă. Le spui, stați în casă, nu stau în casă. E trist că trebuie să se ajungă cu armată pe stradă ca să trebuiască noi să stăm în casă, doar așa să înțelegem. Și totuși să știi că mai sunt oameni care chiar și astăzi cred că nu este atât de serioasă treaba sau că numerele sunt umflate și așa mai departe. Da. Alina, am o bucurie în seara asta în mod deosebit. Împreună cu noi la telefon se află domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, care este unul dintre cei mai buni comunicatori din România. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună seara! Bună seara! Ne bucurăm că vă auzim mai bine. Pe cei din Spania nu prea îi auzeam foarte bine, așa că avem sentimentul că sunteți cu noi aici în direct, da, și că ne dați niște sfaturi de încurajare. Am văzut că lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă. Vreau să-mi spuneți, în primul rând, cum credeți că au comunicat autoritățile toată situația aceasta? Păi, multe de spus. Putem să facem acum o lecție de comunicare instituțională. Dar ei au avut multe limbi. Deci, fiecare cel se pot face în situații de criză. Ezitarea care duce la o percepție publică de confuzie, de incompetență,
vârstă de pregătire. Pe urmă, confuzia și mesaj. Ceea ce s-a întâmplat cu Ministrul Sănătății e o încălcare gravă a principiului One Voice. O echipă cu aceste comitete de comunicare strategică trebuie să urce pe o singură voce, nu pe care de cacofonice se contrazic între ele. Și știți de ce? Nu pentru că trufia, nevoia să fie el number one și să conducă el, să știe toate. Nu. Este vorba de faptul că singura entitate care are o vedere de 60 de grade a problemei, adică o capacitate de cuprindere 100%, este echipa, nu tu ca individ. De-aia tu trebuie întotdeauna să spui echipe ce crezi că trebuie spus, echipa preferează să spune. O spui, o spui sau o spune altul, nu spui tu. Deci asta este ceea ce numai confuzie. Pe urmă, faptul că de multe ori are loc un fel de răzbunare, mai ales pe anumite canale de comunicare, mijloace de comunicare, sunt pedepsit în detrimentul altora, în favoarea altora. Falsificarea, echivocul, ceea ce la noi tot timpul este să bănuia la asta, nu se spune de părul. Apar tot cu pești din teritoriu, din instituții, acești oameni care fluieră, dau semnal de armă, care spun că instituția lor, spitalul lor, lucrurile sunt mult mai grave, spune la televizor, că e o criză de echipamente de protecție individuală mult mai gravă, că este o criză de dispozitive de ventilare și tratare intensivă mult mai mare decât. Vedeți, de aceste formă, pe lângă falsificare, mai e o greșeală, autocunoaștere insuficientă. Dacă echipa nu se cunoaște, sistemul nu se cunoaște suficient. Și eu am impresia că asta se manifestă la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, MEAI-ul. Ei nu-și cunosc cu adevărat nici capacitatea, nici limitele, și au trebuit să se descopere cu timpul până când s-a ajuns la concluzia că trebuie să fie chemată de armata ca să completeze aceste efectiv insuficiente. Pe urmă, confruntarea cu cuțurile, cu alte organizații, apare o anumită confruntare, o anumită tensiune. Singurul care a putut să pune problema și știe să empatizeze și să se situeze lângă popor este președinte Iohannis. El a avut tot timpul un discurs, mai ales ultimele două discursuri, foarte bune. Este omul, acel egal printre egal. Este omul care ne spune nouă, vede mai bine, e mai la înălțime, vede mai departe ce trebuie să face, dar ne-o spune cu compasiune și cu politețe. Deci sunteți încântat de discursurile domnului președinte? Da, președintele este ok. Eu nu sunt așa de încântat. De ce? Pentru că este foarte distant. Acolo, dragi români, cu tare, aș vrea și eu să-l văd pe domnul președinte un pic mai lejer, să vină să fie printre noi. Președintele Israelului citește o poveste pentru copii, nu știu, să fie mai cald puțin, așa simt eu că ar trebui să fie un președinte în aceste zile. Președintele nu poate fi cum ne dorim fiecare, toți ne dorim un alt fel de președinte. Președintele Israelului este alt tip de uman, alt tip de personalitate. Unii pot să spună povești pentru copii, alții spun, dacă a văzut pe internet președintele Ecuadorului, ce discurs extraordinar a avut, fără să fie populist, a fost președinte din El Salvador, scuzați-mă. Salvatorului, da, am văzut intervenția lui. Ați văzut, extraordinar, dar el are alt tip de om, altă ideologie, alt tip de discurs, altă formațiune discursivă, vine din altă poveste. Iohannis, așa cum este el, care ține România cu față
către Uniunea Europeană, face exact ce trebuie, scuzați-mă. Nu, n-a introdus panică, n-a introdus nici mânghiere pe creștere, puțin pe cine să fie pe creștere. Pe cei care au luat cu asalt punctele de trecere la mală și au intrat câte 40, unde trebuia să intre câte două persoane, intră pe clanuri, așa, pe grupuri mari și fac scandal și nu știu să completeze fișele și să roage să completeze în locul lor analfabet, spun că pot să fie lăsați în casă. Da, am înțeles. După pe jos, se împing, se... Pe cine să... Nu, scuzați-mă, nu suntem într-o situație să ne mângâiem pe creștini unii pe alții. Da. Suntem într-o situație foarte gravă și cu niște prognoze mult mai grave decât ce vedem sub ochii noștri și de aceea avem nevoie de un loc ferm cu anumită prestanță, cu anumită stăpânire creștină și cu anumită rezervă emoțională. Da, domnule profesor, vreau să vă întreb în legătură cu altă problemă cu care vreau să ne îndreptăm spre încheierea emisiunii noastre în această seară, ca tematică. Da. Probabil că ați văzut în ultima vreme pe Facebook și pe alte rețele de socializare faptul că, indiferent cât ar fi de greu, indiferent cât ar fi de stresant, și așa cum spuneați dumneavoastră, este o prognoză destul de îngrijorătoare. Dacă mergem pe drumul Italiei și al Spaniei, va fi dificil. Dar în ciuda acestor lucruri, românii s-au apucat să fie creativi, să facă umor, din orice să facă umor. Da, așa e. Umorul ca haz de necaz. Ții minte că și în copilăria mea, ca să reziste românul sub Ceaușescu, trebuia fiecare dintre noi să știm câte cel puțin 10 bancuri cu Ceaușescu și când aveam o anumită celulă de încredere, să o numim așa, mai ziceam câte un banc din ăsta, ne mai descățeam frunțile și mergeam mai departe. Cum vedeți... Era o foarte bună supapă prin care se elimina tensiunea dată de conflictul dintre foile noastre ale populației și... Domnule profesor, vă rog să vorbiți mai lângă telefon dacă se poate și destul de tare, că noi vă auzim destul de dificil aici în platou. Păi, atunci stați că trec pe... Scuzați-mă, eram pe speaker. Da, e mai bine să treceți pe... Mulțumim frumos! Acum auziți mai bine? Ah, perfect, perfect, vă auzim acum. Altă viață, da. Era, într-adevăr, o supapă, așa cum un cazan care, în care fierbe apa, trebuie să aibă supapa lui pentru a nu exploda, acel umor cu bancuri politice, cu Ceaușescu sau indirect cu Ceaușescu, cu Bulă și așa mai departe. Era o supapă, lucru pe care l-am înțeles și pentru că era o tensiune permanentă între nevoile populației și măsurile luate de sus. Și între valorile populației, că de mult era vorba de valori morale, valori religioase, care erau călcate în picioare. De mult erau și valori politice, călcate în picioare de guvernanți. Și atunci, inclusiv valorile pe care ei înșiși le proclamau. Și atunci, această tensiune și această disonanță cognitivă care dădea un disconfort maxim, să te tensiona, să evacua prin umor. Este o realitate pe care și guvernanții au înțeles-o, că la un moment dat nu mai erai pedepsit pentru glumele politice. Și i-au lăsat, lasă-mă măcar să glumească. Nu, bine că nu fac altceva. Deci securitatea a slăbit controlul pe discuții și bancuri, umorul ăsta popular, care de fapt ce reprezenta, dacă facem o analiză serioasă, reprezenta o cultură politică alternativă la cultura oficială. Era o altă cultură politică, mai aproape de oameni, de realitățile țării. Ei ne vorbeau de o cetate ideală care urma să fie într-un viitor îndepărtat, bancurile politice veneau și aduceau la ora reală, la ora istorică a României, toate, pentru că umorul ăla, ironia, satira care se făcea, era o formă de opoziție veselă. Știți? Acum, cum este acum? Cum este acum? Cum vi se pare situația acum? Mi se pare E același mecanism interesant
de scăpare de stres și de, din fața incertitudinii. Incertitudinea pe care o împărtășim cu toții, cu toți, toți cei care vorbim. Nu există un om decât dacă nu e normal la cap să facă pe Mafalda și să spun că știe ce se va întâmpla. Nu știm. Și nu știm, nu știu nici cei care guvernează și care gestionează criza. Deci nu avem de unde să știm, pentru că ne confruntăm cu o problemă și cu o problematică atât de inedită și din punct de vedere medical, strict virusologic, dar și din punct de vedere social, cu consecințele psihologice, economice, politice, atât de imprevizibile, încât n-ai cum să ai certitudine. Însă există oameni cu o rezistență mai mare la certitudine, au anduranță la treaba asta. Pot trăi în condiții de incertitudine. Sunt oameni care nu pot trăi, care leșină, dau ochii peste cap când nu au o certitudine. Sunt oameni foarte bine știți care sunt în stare să facă idoli dintr-una și din alta numai de dragul de a avea o certitudine, să se simtă protejați. Deci această atitudine specific românească, pentru că s-a mai spus în analize comparative, este într-adevăr, nu este unică a românilor, însă e specifică nouă, este ceea ce numea Nichita Stănescu râsul plânsul. Că el vorbea de, el se referea la o situație de asta de ceea ce e popular se spune haz de necaz, cum a spus și dumneavoastră, vedeți, o sinteză între negativ și pozitiv, râsul plânsul. Dar, domnule e de profesor... plâns situația în care ne aflăm, dar noi cum o depășim? Râzând. Da. Este un lucru foarte bun, foarte frumos. Dar să știți că, mă scuzați, dar am auzit oameni care spun că eu nu îmi permit să glumesc pentru că sunt creștin. Credeți că un creștin ar trebui să glumească sau nu, până la urmă? Nu, creștinii pot glumi și am și văzut glume pe site-urile creștine, pe site-urile unor biserici. Niște glume decente și mai... De pildă aia cu cățelușul obosit, frânt, pentru că l-a plimbat tot cartierul, este o fotografie atât de reușită și personajul atât de simpatic și glumea atât de bună, încât am văzut-o circulând între frați, între adventiști. Nu, pentru că e o formă de a relativiza răul. Răul n-ai cum să-l... te copleșește dacă vrei să-l înfrunți așa în totalitate și face to face, cum se spune, față în față. Da, și atunci altfel... îl relativizezi. Ei, acum, eu știu ce mai e ceva aici. Sunt unii care spun că acest gen de a raporta la istorie, la realitate, este o formă de superficialitate, că este o formă care ne face pe noi românii să nu ducem niciun proiect până la capăt, să nu ducem nicio idee până în pânzele albe, cum fac alte popoare, și că ne face atât de relativiști încât nu suntem în stare să ne construim o doctrină morală care să ne țină uniți sub bolta acelorași valori morale. Este ceea ce spunea prescurtat un mare avocat, Poincaré, dar nu Raymond Poincaré, fratele acestuia. Raymond Poincaré a fost președintele Franței. Fratele acestuia a venit la București în anii 1910-1920 la un mare proces ca avocat. Și spune în instanță, în concluziile finale, zice, ce doriți, ce vreți acum? Ne aflăm la porțile Orientului, unde totul e luat mai ușor. Că voulez-vous, messieurs? Nous sommes ici au port de l'Orient, où tout est pris à la légère. Adică unde totul e luat ușor. Vedeți, o percepție a Occidentului față de noi, de balcanici, de Levant. Luăm totul mai ușor, asta ne ajută să trecem mai bine peste necazuri, este un lucru bun, dar din altă perspectivă, pe termen mediu și lung, s-ar putea să fie o lipsă, pentru că nu putem construi o civilizație a la lung pe seflemea și pe pășcălie. Trebuie să mai fim și serioși. Mulțumim. Iată de ce mult. Întrebarea dumneavoastră e foarte complexă. Mulțumim foarte mult, domnule profesor, că ați intrat în legătură directă cu noi. Cu plăcere. Da, ne-ați deschis un pic orizontul, ne bucurăm și vă mulțumim pentru mulțumesc timpul acordat. Mulțumesc, apreciez. Seară bună.
O seară bună vă dorim. Seară bună. Am lansat o provocare pe Facebook la dragii noștri privitori, Alina. Cu siguranță că ați citit și ați văzut multe glume în perioada asta, multe poante. Poate ați zice că nepotrivit să le punem în seara asta, însă vă provoc. Ce v-a plăcut cel mai mult? Hai să spun ce mi-a plăcut mie una de ieri. Am auzit că prințul Charles are coronavirus. Și unul dintre comentatori scria: corona o avea, mai virusul îi lipsea. Ce să faci acum? Poți să intri... Sperăm să fie bine, adică na, orice om care trăiește pe lumea asta are nevoie de momente de tensionare, să spună ceva, să zâmbească, să râdă. Cum ți se pare ideea asta? Da, cred că e foarte important să învățăm să mai și zâmbim, să mai uităm puțin de necaz, să facem haz de necaz, cum spunea și domnul profesor, știi? Pentru că dacă ajungem să stăm mereu așa încruntați și îngrijorați, nu doar că rămânem panicați, dar s-ar putea chiar să intrăm și într-o depresie, știi? Și nu prea e recomandat. Cred că... Dar depresia este mai în regulă pentru unii dintre români decât să se bucure și să râdă din toată inima, știi? Așa și pentru unii dintre creștini care au impresia că a fi creștin autentic înseamnă a sta tot timpul morcovit, cu nasul în pământ. Nu, aia spune că ești un om macro, nu că ești un om creștin. Nu știu, îți spun sincer, eu tot ce știu este că un creștin trebuie să semene foarte mult, da, cu, așa cum este cu temperamentul, comportamentul lui Iisus Hristos. Ori eu nu mi-l imaginez pe el mereu încruntat și mereu așa foarte serios și niciodată nu poți să stai de vorbă cu el. Din contră, spunea că atrăgea mulțimea, deci era prietenos. Poți să fii, să faci glume de bun gust, știi, să faci glume care să aducă voie bună, să descrețească. Nu trebuie și în niciun caz, nu cred că un creștin face glume vulgare, ne abținem de la acelea, dar glumele de bun gust, cele care să descrețească frunțile noastre, să ne aducă un zâmbet pe buze, chiar sunt de căutat, știi? Apropo de ce ai zis tu, aș vrea să spun puțin mai mult în direcția aceasta. Suntem într-o clipă extrem de grea a istoriei, da? Și trebuie să plângem cu cei ce plâng, dar să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Pentru că întotdeauna pe pământ sunt cele două categorii de oameni. Acum ce se întâmplă cu coronavirusul? Dă-mi voi să lărgesc puțin orizontul, sau poate deja l-ai lărgit. Este atât de prezent în viețile noastre pentru că mass media a hotărât să facă o campanie teribilă asupra acestui virus. Dar imaginați-vă, doamnelor și domnilor, sau Alina, imaginează-ți că în fiecare zi mor de foame mult mai mulți oameni decât mor în toată lumea de coronavirus. Nimănui nu-i pasă. Sau avort. Sau avorturi. Nimănui nu-i pasă. Așa de chestia asta. Da. În fiecare zi, am calculat odată în România, mor 350 de oameni de tutun, din cauza tutunului. 350 de oameni. Deci imaginează-ți că în fiecare zi un avion cu 350 de pasageri la bord al unei companii decolează din Arad, să zicem, și la București, până să ajungă se prăbușește. Și în fiecare zi, guvernul sau statul dă licența acelei companii care face chestia asta. Ce s-a întâmplat dacă, spre exemplu, într-un zbor ar muri 100 de oameni, mă rog, de la o anumită firmă, și peste o săptămână ar mai muri de aceeași firmă încă 100 de oameni? Ce ar face toată lumea, televiziunile, cu tare, cu tare? Ei, se întâmplă asta din cauza fumatului. Nimănui nu-i pasă. Ceea ce trăim noi acum este de multe ori o exagerare. Nu mai vorbim că mor oameni de gripă, mult mai mulți decât mor de coronavirus. Da, este spectaculos. Uite, duminica a predicat și astăzi nu mai este. Nu e simplu să accept. E rapiditatea cu care se întâmplă. Da, rapiditatea cu care se întâmplă și cu care se transmite. Cât de repede, da, exact, cât de repede te infectezi. Nu e nevoie nici măcar să te ating și eu deja sunt infectată. Așa este. Dar dacă stăm să ne gândim la toate celelalte lucruri, ne dăm seama că pe de o parte suntem manipulați, adică nu ne pasă când 100 de creștini sunt omorâți în Nigeria, da, nu ne pasă, dar ne pasă dacă la un ziar francez care își bate joc de Mahomet vine un dement și descarcă niște cartușe în ziariști și spunem Je suis Charlie, ne punem acolo, Je suis Charlie, da? Dar că în fiecare zi mor în țările acestea, în Corea de Nord,
mor oamenii datorită unei dictaturi incredibile. Avem noi insomnică, Kim Jong-un îi chinuie pe ai lui în Coreea de Nord, că sunt oamenii aceia subnutriți și singurul gras din țară e Kim Jong-un. Avem vreunul dintre noi insomnii? Nu avem. Și știi cum e? Omul se obișnuiește și cu răul și cu binele. Lucrurile astea de care spuneai tu mai devreme sunt rele pe care le avem de ceva timp și am început să ne obișnuim cu ele. Asta spuneai că suntem manipulați acum. Manipulați suntem de mult, de foarte mult timp. Acum poate că e la un nivel mai mare, la o scară mai largă. Dar, din păcate, asta e realitatea, asta e pământul pe care trăim. Eu am încetat să mai visez la floricele pe câmpii. Sunt conștientă că există raiul, ți-l faci tu, în casa ta, în comunitatea ta, unde ești, dar pe pământ, așa, per total, e cam greu să fie, știi? Și noi ne-am obișnuit cu rău, ne-am obișnuit și cu aia, ne-a contrariat la început. A, păi cum să fac așa ceva? A, păi... Și după aia, mă, las că merge și așa, știi? Și mai apoi, oricum eu nu pot să fac nimic, sunt nesemnificativ. Da, întotdeauna m-au fascinat oamenii care, într-o suferință atroce, știu să zâmbească și să zică, a fost și mai rău. Stai liniștit, sunt bine. Dar aveți virus? Nu, dar știi de ce? El e bolnav de cancer, săracul, grav, dureri și așa mai departe. Și întrebare, aveți virus din ăsta? Zice, nu, dar știi de ce? De ce? Are și virus mândria lui, nu ia pe oricine, știi? Adică oameni extraordinari care printr-o frază, printr-un zâmbet, printr-un umor din acesta, uneori negru, îți înseninează ziua. Și mă întrebam, apropo de ce ai spus tu, cum era Iisus? Unii zic, Doamne, Iisus n-a râs niciodată. Mie mi se pare atât de absurdă propoziția asta, că Iisus n-a râs niciodată, încât dacă într-adevăr ar fi adevărată, mie nu mi-ar trebui un astfel de Iisus, care să nu fi râs niciodată. Când cel mai mare discurs pe care îl rostește Iisus conține următoarea propoziție: de ce te uiți tu după paiul din ochiul fratelui tău când tu ai o grindă într-al tău? Recomand, dragilor noștri privitori, să se uite pe YouTube Visual Bible, Evanghelia după Matei, verset cu verset. Este acolo un actor care îl joacă pe Iisus. Se numește Bruce Marciano. Bruce Marciano. Și exact la momentul ăsta, actorul ia o grindă de pe jos, o pune în dreptul ochiului și se uită așa la oameni cu ea ca și când se uita pentru un binoclu și zice... Tu ai un pai în ochiul tău și tu ai o grindă în ochiul tău și zici, lasă-mă să scot paiul din ochiul fratele tău. Ce crezi că se întâmplă în mulțime? Toată lumea râde, pentru că este o ironie clară. Da? Când vin copiii la Iisus, ce crezi? Că era posac și... Nu, copiii nu vin la oameni posaci. Copiii nu vin la oameni posaci niciodată. Copiii simt. Clar. Copiii simt, da? Trecem peste momentul acesta. Îi rog pe dragii noștri privitori să ne spună ce iată, glumă au găsit cel mai a scris, mult, da? Vezi, a scris o glumă. Ia zi. Apropo de poante și bancuri, banc. Anunț important al Societății de Psihologie și Psihiatrie din România. Dragi cetățeni, aflați în carantină sau autoizolare. Este absolut normal să vorbiți în această perioadă cu animalele domestice, plantele sau aparatura electrocasnică. Nu este un motiv de îngrijorare. Vă rugăm, totuși, să ne contactați în momentul în care acestea încep să vă răspundă. Vă mulțumim! Psihiatri și psihoterapeuții depășiți de situație. Foarte tare, foarte tare. Vezi, deci să vorbim e ok, noi, cu toate obiectele, dar în momentul în care ne răspund, nu mai e bine. Da, așa este. Mi-aduc aminte și de, cred că zilele trecute chiar tu ai postat pe grupul nostru de redacție o fotografie cu tatăl care conducea și avea în dreapta fiul și întreabă, tati, dar de ce sora mea se numește Paris, cred că, știi? Și zicea, păi am conceput-o în Paris, de asta atunci când a fost momentul. Și zicea, aha, acum înțeleg, mă bucur că înțelegi carantină. Carantina, o chema pe ea, a fost concepută în perioada asta. Da, din regie ni se trimite o imagine cu un câine terminat pe pat și deasupra scrie, e singurul câine din bloc, a fost plimbat astăzi de 67 de ori.
Deci ai voie să-ți plimbi câinele conform legii, dar cei care n-au câine îl plimbă tot pe acela care există. Ar merge acum, uite că tot vorbeam de business-uri și așa, să avem un business prin care să închiriem câine. Plimb câine al vecinilor. Da. Scot câinele afară. Dar să știi că sunt joburi de genul ăsta. În Germania sunt joburi serioase cu câini. Dog walker. Da. Da. Bine, dog walker probabil că e spre Anglia sau America. În America este. În Germania... Da. Hund îi zice la câine, așa cum mă gândeam acum, cum îi spune. Da. Vezi că ai mai sunt acolo dacă te mai uiți. Nicoleta și Daniele Eremia spune: băiat cu drojdie caut fată cu făină. Da, foarte frumos. Caut fată cu făină, nu? O, Doamne, zice Edi, unicul lucru durabil făcut de chinezi e coronavirusul. Stai odios. Mulțumim, Edi, dar ai mare dreptate. Ce să zicem, acum suntem și noi răi. Avem impresia că tot ce chinezesc nu ține. Și e posibil să fie în mare parte adevărat, dar dacă stăm să ne gândim că majoritatea telefoanelor noastre sunt făcute tot în China și majoritatea hainelor noastre sunt făcute tot în China, și când eram copil, Alina, tu nu ai prins perioada în care erau niște tenis chinezești cu talpă verde și cu față albă. Deci erau albi și cu talpă verde. Durau până la prima ploaie, deci nu... Erau atât de prost făcuți. Da-i voia toată lumea, nu-mi spune. Da-i voia toată lumea, că erau singurii mai șmecheri, așa, care erau tenis chinezești. Diferiți. Apoi era stilou cu peniță chineză, stilou chinezesc cu peniță de aur. Fai de cap, cine avea un stilou chinezesc, bine, și ăla dura vreo două luni până scriai și așa mai departe. Grozitor. Păi uite că a vrut să ne demonstreze că se poate și altfel și ne-a trimis un virus foarte durabil, din păcate. Și apropo de virus, știu că este acum perioada în care spunem glume, dar dacă îmi permiți, aș vrea să îți citesc și ție ceva și să citești și telespectatorilor. Și știi foarte bine că inima mea bate foarte, foarte mult pentru zona Bucovinei, de altfel pentru că sunt de acolo. Și pentru că în fiecare zi îmi scriu prietene de acolo, prieteni de acolo, nu vă pot descrie cât de tare îmi bate inima când primesc câte un mesaj la persoanele care se află în Rădăuți, în Suceava, și știu că sunt în fiecare zi expuse, inclusiv pentru părinții mei mă gândesc în fiecare zi. Și iată cea mai recentă știre, morgă pentru victimele coronavirusului improvizată într-o remorcă frigorifică, amplasată în curtea Spitalului Județean Suceava. Deci, morgă improvizată într-o remorcă frigorifică. Mi se pare pur și simplu că face parte totul dintr-un scenariu de film de groază. Și de asemenea, s-a mai anunțat și Adrian Străinu Cercel a declarat joi seară, acum, că ar putea fi luată în calcul închiderea județului Suceava sau a municipiului Suceava pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, dar că nu are încă date în baza cărora se poată face o recomandare. Deci există chiar și posibilitatea să se închidă de tot. Să nu mai poți pleca acasă, Alina, nu mai poți pleca acasă. De fapt, nici nu pleci pe vremea Nici asta. Nu aș fi vrut să plec, în primul rând, pentru că m-am gândit, hai să vezi ironia în sorții. Mă gândeam, măi, eu nu o să mă duc la părinții mei, că nu vreau să îi pun în risc, nu vreau să duc un virus pe care nu aș vrea să-l aibă. Dar iată că s-a dovedit că, de fapt, focarul e acolo, știi? Și e mai îngrijorător pentru mine, pentru că dacă era aici, suntem tineri. Acolo, fiind... părinții mei, bunica, mă tot gândesc ce se va întâmpla, ce va fi. Da, hai să arăt o poză pentru care cred că județul Suceava merită multe lucruri. Uite ce s-a întâmplat astăzi. Un bărbat a mers 50 de kilometri cu calul până la Iași. Echipat corespunzător, uite-l cu mască pentru că ai născut nevasta. Și s-a dus să o vadă. Dar și romantic în același timp. Deci pe lângă... 50 de kilometri, îți dai seama. 50 de kilometri s-a dus până la Iași și poliția l-a oprit, că nu se poate intra chiar așa în Iași.
Vai, și l-a oprit poliția. Dar ceea ce este remarcabil și felicit poliția pentru chestia asta este că nu i s-a dat amendă, i s-a dat doar un avertisment. Foarte bine, băieți, doamne. Omul avea țidulă de la completare, declarație și așa mai departe. Iată imaginea de care ți-am vorbit. E singurul câine din bloc, a fost plimbat astăzi de 67 de ori, săracu. Oamenii caută, săracii, tot felul de supape să mai treacă cu bine peste momentele acestea. Dacă mai sunteți cu noi în seara asta pe recepție, vă rugăm să ne mai scrieți ce ați mai citit, ce ați mai găsit. Uite, Edi a mai scris. Ia să vedem ce scrie. A intrat un client în magazin de chinez. Chinezul având o mască la gură, clientul a întrebat dacă are coronavirus. Chinezii răspunzând că nu are, dar aduce în două zile dacă vrea. Îngrozitor. Dacă două zile încep să se vadă primele simptome. Îngrozitor. Îngrozitor. Mai e acel video cu acea bătrânică, ai văzut? Când îl întreabă tinerelul, mama, ai coronavirus? Nu, am drag acum, mică, ți-aș da. Și ăsta e chiar foarte amuzant, l-am văzut de vreo 10 ori. Da. Alina, cât mai reziști în fața acestor bunătăți? Să știi că eu am mai ciugulit așa din când în când, când pândeam cu ochiul așa să nu fie camera pe mine. Și mai luam câte ceva. Am apucat să gust din ciupercuțele astea care sunt delicioase. Sunt ciuperci cu, vezi, dacă îți place, cu brânză înăuntru, da. Sunt printre preferatele mele. Și dovlecei mi-au plăcut enorm de mult, dovlecei pane. Și cam atât am gustat, că am căutat să nu fie ceva cu care să mă pot murdări neavând șervețele. Dar aș mânca din toate, și bruschete, și ce mai avem? Și prăjitura aș mai mânca. Mai bine nu mai vorbesc eu, că mi-e foame. Da. O să-i rog pe colegii mei să pregătească încă o dată reclama cu Art Food, pentru că le datorăm această seară delicioasă pe care am petrecut-o împreună și cu dragii noștri privitori salivând aici împreună cu noi. Art Food este restaurantul care, din păcate, nu mai are așa de mulți clienți, dar care poate fi găsit la adresa aceasta și un număr de telefon acolo, 729-419-319. Are și o adresă de mail și un număr de telefon și o adresă. Puteți să faceți un print screen să aveți acestea lângă dumneavoastră. Da? Colegii mei au mai trimis niște imagini. O să-i rog să le așeze și pe ele. În direct. Ia să vedem ce ar mai cules. Pentru că e sezonul acum. E sezonul. Trebuie să nu ne lăsăm copleșiți. Trebuie să mai zâmbim. Trebuie să ținem standardul sus. Și indiferent cât ar fi de greu, să putem să zâmbim și să putem să fim echilibrați. Perfect, de acord. Este foarte important umorul și eu pe Instagram, să știi că postez în fiecare zi, chiar te invit să te mai uiți pe story, postez în fiecare zi chestii amuzante, tot ce găsesc legat de situația în care trăim, ca să mai aduc un zâmbet pe buze, de fiecare dată postez lucruri de genul. Deci postez, da? Da. Alina, vreau să te întreb ceva. Ce vei face de săptămâna viitoare, de luni, dacă te-ai gândit, marți, miercuri, joi, cam ce tematică o să abordezi, cam ce invitați? Iată un mesaj. Colegul de la etajul 4, avem ceva controle până la magazin? Liber colegul, mulțumesc colegul. Știi ce e asta? Prin stație, da? Prin stație, când da. Taximetriști când merg sau cei cu tirul. Vorbesc dacă e poliție sau nu e poliție. Am ajuns vremea. Am avut și eu odată stație, să știi. Ai avut stație? Da, veneam de la Cluj, când făceam facultate la Cluj, și veneam de la Cluj la Rădăuți și mi-am promutat-o cineva. A zis, hai să vezi cum e, hai. Și am avut și eu odată stație, recunosc. Doar că de fiecare dată îmi venea să râd când trebuia să întreb colegul, avem ceva în față. Și mai ales că erau foarte, foarte mulți bărbați care folosesc stație, auzind o voce de femeie, imediat începeau glumele și atunci preferam să tac. Da. Am înțeles.
Deci, săptămâna viitoare, la ce te-ai gândit? Mai n-am apucat atât de mult, de obicei vinerea mi-acord întreaga zi pentru asta. Eu aveam pe luni și trebuie să verific să văd dacă vor mai veni aici în platou sau nu. Aveam doi invitați extraordinari, minunați. Sper că încă i-am. Dacă nu vor veni în platou, sper din toată prin inima Skype. Prin Skype, da. Dar atât, doar pe luni văd că aveam planificat. În rest, mâine urmează să mă uit. În orice caz, vreau să fie ceva care să ajute telespectatorul. Știi că la mine se pun întrebări și telespectatorul se poate implica direct, poate să întrebe orice, să sune în direct și atunci voi veni cu subiecte de genul. Dar tu? Eu mă gândesc ca săptămâna viitoare să vedem cât de dispuși sunt oamenii ca să vină în platou, pentru că ai văzut, nu se compară prezența fizică cu prezența la telefon sau la Skype. Uh-huh. Deși aseară am avut impresia că am fost mai aproape de realitate, având invitații mai mulți care au fost și unii dintre ei s-au și pregătit cu machiaj, cu... ca și când ar fi fost aici, într-o cameră lângă noi. Însă mă gândesc că unele promisiuni care mi s-au făcut în urmă cu ceva vreme, să vedem dacă le putem reactiva sau oamenilor le este frică. În general le este frică să vină, pentru că nu se știe, eu cu cât m-am întâlnit, tu cu cât te-ai întâlnit. Eu nu ies afară, în general. Nicio. Maximum să iau ceva de mâncare pentru familie, dar în general nu ies afară, nu expun familia, vin direct la serviciu, aici știu că voi sunteți ok. Sper să fiți toți ok, să nu umblați pe coclauri, să vă întâlniți cu tot felul de oameni care s-au întâlnit cu alți oameni, care s-au întâlnit cu alți oameni. Okay. Nu ai de unde să știi. Da. Nici eu de două săptămâni să știi că nu am ieșit decât săptămâna trecută odată la poștă, dar pentru că veneam la muncă, am oprit la poștă și atât. Și săptămâna asta, o singură dată am ieșit, a trebuit să alerg până la bancă și înapoi, dar am avut mănuși, mască și tot ce e necesar. Și eu de două săptămâni, în afară de a veni la muncă și acasă, doar în casă stau. Dumneavoastră, dragi telespectatori, cum sunteți? Cum rezistați în casă? Cum rezistați cu umor sau fără umor? Povestiți-ne acum, mai avem câteva minute din emisiune și vrem să ne spuneți din poverile dumneavoastră, din confruntările dumneavoastră, din tot ceea ce faceți în aceste zile. Cu ce vă preocupați? Da. E în funcție de, știi, dacă sunt părinți, nu mai au nevoie de tare multe preocupări și tu cu siguranță știi. Chiar, cum e acasă? Cum te descurci? Foarte bine. Cu programul stăm destul de delicat pentru că tinerețea doarme mai mult dimineața și ne întâlnim cam o dată împreună așa la masă, că e dimineața, dorm. Noi stăm mai mult, am privilegiul ăsta și mă bucur de faptul că stau mai mult cu soția, dar copiii în general dorm de dimineață și stau mai mult seara. De ce nu apar conflicte, să spuneți, din contră? Nu avem, ne suportăm bine, suntem ok. Da. Mă bucur pentru voi. Doar tu gătești? Nu, astăzi a gătit soția, a gătit ceva foarte bun. Păi de asta tu vorbeai de mâncare mereu când era aici, da. Mă gândeam, dar cât gătește Cornel? A gătit soția astăzi foarte bine. Vrei să spun ce a gătit? Spune-mi că acum am mâncare. O supă de verdețuri cu tăiței, foarte bună, și cu pătrunjel verde. Da, o supă de verdețuri cu tăiței. Din verdețuri o salată de bœuf cu maioneză vegetală. Niște legume în abur, morcov și fasole verde scăzută în abur și mai ceva, niște spanac. Cu deci, fără ou. Asta e că ai zis că nu mai ați renunțat nu și la ouă, da? Nu mâncăm produse animale și vreau să spun că a fost minunat. A fost minunat, am mâncat. De-aia nu mai stă nici bine cam așa pe mine în seara asta. Da. Păi este... tu seara ai zis că nu mănânci oricum, nu? Bei doar noi seara nu mâncăm, știi varianta aia cu seara nu mâncăm, dar acum seara cred că facem niște excepții. Deci așa, la așa priveliști, doamnelor și domnilor, nu putem să vă promitem că nu o să ne abținem. Să știi că mi-a trimis mesaj soțul, mi-a zis să nu cumva să fii acasă fără să iei și tu ceva. Deci am crezut că ți-a trimis mesaj să zică să nu cumva să mănânci. Nu, să mănânc, dar să-i duc și lui, a zis cum, că atât de bine arată, a zis cum așa. E minunat. Da. Ia să vedem ce spun dragii noștri privitori, pentru că mai sunt niște reacții foarte frumoase. Aplicația care nu înrăpa și tocmai m-a întrebat dacă sunt sequestrat.
Aoleu, cum e asta? Doamne, cum e asta? Există, pentru cei care nu cunoaște, există o aplicație pe telefon, doamnelor și domnilor, care îți numără pași în fiecare zi. Câți pași faci, câți kilometri. În general, na, pentru cei care mai fac mișcare și mai departe. Și dai seama că aplicația asta nu întreabă, dar acum, parcă... Am primit acum o fotografie de la o telespectatoare. Ea cu o pisică care ține un șoricel în brațe și întreabă, pot să-l mănânc? L-am ținut în carantină 14 Aoleu, zile. Da. Adică e safe, e sănătos. Nu știu cât se vede. Fața pisicii spune tot. Iată, ne mai spun, dragi noștri privitori, ce mai fac. Adrian Gheorghiță, sunt în Loma Linda, California, iată, ne vede din Germania. Lucrez cu ușa încuiată și dimineața eram pe stradă doar eu și 5 gâște. Adrian, salutări la cei de la Loma Linda, California, din partea noastră. Ne bucurăm. Edi zice că cei care avem câini avem o ieșire legală din casă, da? Deni Avram, citesc, stau cu bebe de o lună și cu cel mare care are un anișor 7 luni. Mă bucur că soțul meu de ieri e acasă în sfârșit. Te salut, Deni, o cunosc, așa că te salut. Da, doamnelor și domnilor, aceasta a fost săptămâna pe care am încercat să vă oferim în tandem Ție-ți mai pasă. Am încercat să vă transmitem faptul că ne pasă de dumneavoastră. Încercăm să nu vă lăsați doborâți de toată situația aceasta. Uneori este mai greu, dar sperăm că și în seara asta v-ați mai descrețit frunțile cu noi. De săptămâna viitoare, Alina va începe de luni alături de tine, va fi în fiecare seară, de la ora 19.30, 20.45, de luni până joi, vă invit. Să vedem în funcție de discuțiile pe care le vom avea, cât va dura emisiunea Știrea Cea Bună. De obicei durează de la 9 la 10 și jumătate. Uh-huh. Acum cu opreliștele astea poate vom încheia mai repede, nu știm încă, o să vă anunțăm săptămâna viitoare. Oricum, ne bucurăm că ați fost alături de noi în această săptămână, am avut niște vizualizări foarte bune și ne bucurăm că ați participat alături de noi, ați scris alături de noi, ne bucurăm pentru toți invitații pe care am avut, am învățat foarte mult în această săptămână. Eu m-am relaxat efectiv când îi auzeam pe toți, domnule, fă ce-ți place și fă bani din asta, că asta am înțeles. Da, sau că putem să ne reinventăm în această perioadă. Să zic ce am înțeles eu săptămâna asta. Te rog. Că putem să ne reinventăm în această perioadă. Dacă până acum făceam ceva ce nu ne plăcea, iată că Dumnezeu ne-a dat un semn sau ne-a oprit și pur și simplu trebuie să stăm. Că trebuie să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine, să ne iubim mai mult și acum este momentul potrivit, să ieșim la o întâlnire cu noi, cum ar fi. Și am mai învățat ceva, am învățat să te cunosc mai bine, Cornel. Uite, am aflat că ai 3 copii, nu 2, pentru că eu știam doar de 2. Și am aflat mai multe lucruri. Da. Uite, doamna Steluța Sfetcu, una dintre cele mai mari fane ale postului nostru de televiziune, căreia mulțumim pentru tot timpul pentru distribuiri, zice, la mine trece ziua lucrând la pământ. Mă trezesc că vine seara și așa trece ziua și săptămâna se duce. Vicky Lovin, stăm în casă, ies numai pentru strict necesar și plimbat cățelul, eu cos tot ce-mi trece prin cap. Am mașină de cusut și o folosesc la maximum. Mamă, ce fain! Deci nu vine să cred că mai sunt persoane care au pasiune pentru a coase. Sunt care fac și goblenuri și au redevenit populare în această perioadă. Da. Mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru că ați fost alături de noi. Iată că timpul a ajuns la final. Alina, dacă vrei să spui un gând de final. Da, aș vrea să spun tuturor că a fost o deosebită plăcere să fiu aici alături de voi, să fiu împreună cu Cornel în această ediție specială. Toată săptămâna pentru noi a fost de altfel așa o experiență plăcută. Am cunoscut oameni noi, am aflat subiecte noi și vă mulțumim că ați fost alături de noi în fiecare seară timp de 2 ore jumătate. Da. Cornelia zice, stau singură de 11 ani. Cornelia, rezonez cu tine în seara asta și îți spun că nu ești singură. Nimeni nu e singur. Noi am încercat să fim alături de tine. Nu știu dacă ai reușit să vezi mai multe ediții speciale, poate că doar pe cea din seara asta. Atunci când ți-e greu, scrie un mesaj
o să primești feedback. E important ca să ai cu cine să discuți, cu cine să pui o problemă. Zice altcineva, e foarte super în casă, stăm în vacanță, cel mai frumos loc, unde este cel mai bine acasă și facem măști. Faceți și trimiteți-le și la, și la noi. Nu sunt foarte bune cele de bumbac, iertați-mă, dar... Da, poate că au un material special. Dacă fac din altceva, da. Da. Eu sper din toată inima că ați învățat ceva în toate aceste zile și că v-am făcut statul în casă mai suportabil și de ce nu, poate că v-am dat speranță, că asta ne-am dorit în primul rând, să aducem speranță în casele voastre. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit, suntem Cornel Drăvășan și Alina Ilioi Mureșan, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, fiecare la emisiunea noastră, dar dacă mâine seară sunteți pe recepție, vă așteptăm la emisiunea Din Cărțile Lumii împreună cu Evelina Bevis. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.